Maria stătea pe nisipul umed, privind linia uluitoare a orizontului Mării Baltice. Stătea așa, fără șezlong sau măcar o pătură mică. Maria era îmbrăcată în șorturi scurte sport, aproape bărbătești de culoare galben murdar și o cămașă neagră obișnuită. Stătea cu picioarele încrucișate, sprijinindu-și coatele pe genunchii subțiri. Nisipul rece se lipea de zonele deschise ale pielii sale. Vântul sărat și revigorant sufla direct în față. Părul ei era ciufulit. Maria venea în acest loc mereu când se simțea obosită, mereu când avea nevoie să se reîncarce și să-și liniștească sufletul. Astăzi ziua a fost una dificilă. De dimineață de vreme până aproape de prânz, a umblat la diferite interviuri de angajare. În toate locurile a fost respinsă imediat, după ce au aflat despre trecutul ei ciudat, sau a fost criticată pentru faptul că nu are deloc experiență. O criticau ca pe un pui de pisică obraznic, pe care îl dogenesc părinții. De obicei, puiul nu înțelege ce a făcut greșit, indiferent cât de puternic și entuziast este certat. La fel nu înțelegea nici Maria de unde să-și ia experiență, dacă fără ea nu o iau nicăieri. Dar nimeni nu i-a dat răspuns la această întrebare, care nu a fost spusă direct, și nici nu i-ar fi putut da. Nici nu avea adulți apropiați care să o poată susține măcar emoțional. De aceea, acum, pur și simplu stătea încercând să se desprindă de toate problemele, respirând adânc aerul proaspăt al mării. Stătea și încerca să-și înăbușe sentimentul de stânjenială, și chiar de frică, care o urmărea toată ziua. Maria avea doar 19 ani și nicio educație, în afară de cea școlară, nu reușise să obțină încă. Imediat după ce a împlinit vârsta de 18 ani, Maria, la fel ca toți ceilalți colegi de clasă, a fost nevoită să se mute din orfelinat, unde a crescut și unde s-a format ca persoană. Din fericire, avea unde să se mute. Guvernul i-a oferit o mică garsonieră la marginea orașului ei iubit și natal, Kaliningrad fata era sigură că a avut un noroc incredibil. Mulți dintre prietenii ei, care au crescut împreună cu ea, încă nu aveau locuință. Maria ar fi vrut să meargă la un colegiu sau chiar la o universitate, dar nu avea iluzii cu privire la școala gratuită, chiar dacă avea o bursă de stat. În plus, avea deja o garsonieră, dar trebuia să plătească singură cheltuielile de utilități, care erau destul de mari chiar și cu ajutorul unei subvenții și pisica ei, Marsic, era o povară financiară. Prin urmare, era clar că mai întâi trebuia să găsească un loc de muncă care să-i permită să se întrețină, iar apoi să se înscrie la o facultate la distanță sau seara. Totul a început când Maria l-a găsit pe Marsic în ziua ei de naștere. Era un pisoi abandonat, care arăta oribil. Era slăbit, ciufulit, speriat și gata să fugă la cea mai mică amenințare, dar în același timp spera să primească ajutor de la oameni. În ochii lui Galben citise disperare și durere, dar și o întrebare, care sugera că în trecut, înainte de o tragedie oribilă, viața lui de pisică fusese destul de bună. Acum, pe spatele sărmanului pisoi se zărea o rană uriașă, care încă nu se vindecase, iar blana lui pufoasă era ciufulită și murdară. Maria nu a putut să treacă pe lângă acest biet suferind. Cu ultimele ei bani, a plătit consultația scumpă la veterinar și, neputând să se despartă de pisoi, l-a luat acasă. Așa s-a decis soarta fetei. Acum trebuia să găsească urgent un loc de muncă. Trebuia să se întrețină nu doar pe ea, ci și pe un alt suflet viu, pe care îl luase la suflet din mila ei. De atunci au trecut câteva luni, iar Maria a lucrat la cele mai diverse și chiar ciudate locuri de muncă. Dar din anumite motive, nu a putut rămâne nicăieri mult timp. A fost concediată de la jobul de menajer în hotel, fără să-i se explice motivele. A fost înlocuită la postul de administrator într-un salon de înfrumusețare, deoarece postul era necesar fiicei unei prietene a șefei sale. A fost dată afară de la postul de vânzător consultant, deoarece era prea timidă și nu putea îndeplini sarcinile sale directe, care constau în a deranja pe puținii vizitatori ai unui butic scump. A lucrat și ca casieră la o benzinărie, dar a fost nevoită să plece și de acolo, deoarece șoferii și colegii ei erau prea lipicioși, mai ales noaptea. În general, pentru o tânără absolventă a unui orfelinat, munca era o adevărată problemă. Astăzi ar fi putut fi o zi ca oricare alta, dar minunea s-a întâmplat și pe Maria a fost acceptată cu greu la un nou loc de muncă. Stând acum pe un plajă pustie, ea și amintea încă cât de mult s-a încordat la interviul de astăzi, cum îi fugea privirea în toate părțile și cum nu știa ce să facă cu mâinile ei stângace. Iată cum s-a întâmplat totul. De la dimineața de vreme, Maria, deja descurajată, umbla pe jumătate din oraș, mergând la ultimul ei interviu, nici măcar nu sperând că norocul îi se va așeza în sfârșit. Mergea să încerce pentru postul de chelneriță într-un mic cafenea de pe malul mării. Fără experiență în acest domeniu, ea a vrut să plece imediat ce a văzut privirea severă a proprietarului în vârstă al localului, dar un glas răgușit și autoritar a oprit-o în mijlocul drumului. Poate totuși vrei să-ți deschizi acel frumos tău guriță și să-mi explici de ce ar trebui să te angajezi pe tine, având în vedere că nu ai ținut niciodată un platou în viața ta. La ce te-ai gândit când ai venit aici? A întrebat sever proprietarul cafenelei. Era un om mic și slab, cu o calbaștri strălucitori, ascunși sub sprâncene groase, cărunte și buze subțiri și palide aproape invizibile din cauza miustății pufoase pur și simplu caut un loc de muncă, a răspuns Maria timid și și-a coborât privirea. Se apropiase deja de ieșire din biroul lui. Mâna i s-a așezat pe mânerul rotund, iar în capii se învârtea doar o singură idee, Doamne, Doamne, cum aș vrea să plec de aici cât mai curând posibil. Este interesant, a zâmbit bătrânul și și-a încrucișat brațele într-o poziție închisă, care nu arăta nimic bun pentru intervievată. Nu crezi că o fată atât de tânără și frumoasă ar putea găsi un loc de muncă mai potrivit în acest oraș? Am indicat în anunțul de angajare că este nevoie de experiență de cel puțin un an. Maria s-a înroșit intens. Oh, îmi pare rău, nu am observat. Pur și simplu am căutat prin toate siteurile și ziarele cu anunțuri de angajare. Probabil că ochii îmi sunt deja obosiți. Este al meu șase, le interviu de astăzi. Vă mulțumesc din nou pentru timpul acordat, a spus ea și a încercat din nou să iasă. Așteptați un minut, a spus bărbatul, iar în ochii lui a apărut o scânteie care nu era nici interes, nici indignare. Și de ce ai nevoie atât de urgent de un loc de muncă? Părinții tăi nu te ajută. Fata, care încă se ținea de mânerul ușii, a apăsat inconștient și mai tare pe el. Nu am părinți, am crescut într-un orfelinat, a spus ea, privindu-le provocator, de parcă ar spune, iată, acum știi totul, poți să mă dai afară. Proprietarul cafenelei și-a încruntat fruntea. Păi în acest caz, a spus el, ridicându-se de la masă. În acest caz, cum ești cu capacitatea de învățare, copilă? Într-o săptămână vei putea înțelege această muncă. Cu ochii mari de uimire, fata a strălucit de fericire. Da, sigur, voi încerca foarte mult. Bărbatul ursuz a zâmbit neașteptat călduros. Ei bine și bine. Mă numesc Nicolae Nicolaevici, te aștept mâine la ora ora opt, îți voi arăta și spune totul aici. Fetelor, chelnerițele, vă vor ajuta să vă dați seama. Ai pașaport, carte medicală și carte de muncă. Da, a clătinat din cap Maria, complet fericită. Desigur, există ei a oferit bătrânului cea mai strălucitoare zâmbet pe care o putea, iar el părea să se fi schimbat. Nu mai era nici urmă de bătrânul furios și mormăit. Acum în fața ei stătea un bărbat simpatic, cu părul cărunt, cu ochi zâmbitori și puțin obosiți. Ei bine, Maria, a spus el, verificând-o anterior în CV. Mă bucur să te cunosc. Până mâine, nu vă faceți griji, sunt obișnuită să mă trezesc foarte devreme, a asigurat-o fata și a părăsit cafeneaua cu inima bătând de bucurie. Iar Nicolae Nicolaevici, rămas singur cu el însuși, a clătinat din cap, gândindu-se la ceva, a ridicat receptorul de la telefonul vechi, cu disc, care stătea pe biroul său impecabil de ordonat. Și formând numărul, i-a spus interlocutorului său invizibil, acesta este orfelinatul nără. 27. Aș dori să vorbesc cu cineva din administrație. Despre ce? Despre una dintre absolventele voastre. Da, bine, voi aștepta, desigur. Iar Maria, care a petrecut pe faleză aproximativ 40 de minute, se întorcea acasă. După ce a parcurs în scopuri de economisire, patru kilometri pe jos, a intrat în apartament cu un strigăt triumfător, Marsic. Marsic. Ia uite, mami a venit acasă. Pufușosul, bine hrănit, s-a ridicat leneș, întinzându-se grațios. Blana lui negru cenuș e strălucea, iar ochii galbeni erau încă seninchisi. Se vedea că leneșul pufos stătuse toată ziua așteptând-o pe stăpâna lui. S-a uitat la mama lui, a murit scurt ca semn de salut și s-a frecat de picioarele ei. Bună, bună, l-a mângâiat fata pe cap. Acum nu se mai spune că ai fost odată slab și chel. Uite ce ești, un bărbat în plină floare. Râzând, ea l-a ridicat pe pisică în brațe, care nici nu s-a gândit să se opună și s-a prelins ca un jeleu în brațele salvatoarei sale. Mulțumesc și eu am un loc de muncă, i-a spus ea cu triumf. Da, da, m-au angajat. Ea a întors pe pisică cu fața spre ea, ținându-le sub labele din față. Marsic s-a desprins imediat din brațele ei și a pornit repede spre castronul cu mâncare. A mărâit tare și jalnic, de parcă s-ar plânge că nu fusese hrănit. Dar Maria a zâmbit cald cel puțin o săptămână. Da, da, dragul meu, am nevoie de un loc de muncă pentru a te hrăni, i-a spus ea pisicii. A intrat în bucătărie și a deschis frigiderul. A scos un pachet cu hrană umedă pentru animalul ei de companie și un mic măr roșu verde pentru ea însuși, s-ar fi putut crede că fata ține o dietă și de aceea se limitează la cină, dar, din păcate, nu avea pur și simplu bani pentru o mâncare mai consistentă. Totul a mers la hrana acestui pufos și la com. Adevărul este că Maria nu regreta nicio picătură. După ce a mâncat până la fundul mărului și a lăsat doar câteva semințe, Maria a început să se pregătească pentru ziua următoare a alergat la duș și a prins părul scurt cu elastice simple și a început să-și sorteze garderoba simplă, intenționând să arate la maximum. Îi dorea să strălucească cu adevărat. Târziu în noapte, deja întinsă în pat, Maria se tot învârtea de pe o parte pe alta. Nu putea dormi deloc, iar în cap îi treceau tot felul de gânduri, în principal în fricoșătoare. ce fel de colectiv va fi acolo. Și dacă nu voi reuși? Și dacă mă înșeală, toate aceste întrebări care o linișteau nu încetau și nu-i dădeau pace. Primul meu loc de muncă este cel mai important, gândea ea. În cele din urmă, a adormit doar la primele ore ale dimineții. Dar în ciuda îngrijorărilor Mariei, primul ei loc de muncă a decurs fără probleme. Deși nu a fost încă lăsată să se ocupe de clienți, i s-a explicat în detaliu cum stau lucrurile la locul de muncă la examinare, Nicolae Nicolaevici i s-a părut acum un adevărat scârcit. El tot mormăia ceva sub nas și se încrunta, observând chiar și cele mai mici greșeli în munca subordonaților săi. Și tocmai când Maria era deja sigură că nu va vedea această slujbă ca pe urechile ei, proprietarul cafenelei a lăudat-o. El a spus că a făcut o treabă excelentă și că va putea începe în curând să lucreze cu adevărat, cu înscrierea oficială în personal. Maria era foarte fericită de asta, deoarece Nicolae Nicolaevici promisese un salariu decent și a sugerat posibile bacși pe care i-ar putea să le dispună după cum dorește. Suma pe care a numit-o proprietarul localului, ea nu o mai ținea în mâini niciodată. Și asta pentru o lună. La celelalte locuri de muncă, Maria primea maxim jumătate din suma numită. Dar nu totul era atât de bine pe cât părea la prima vedere. Colectivul cu care Maria trebuia să lucreze s-a dovedit a nu fi chiar atât de plăcut. Desigur, unii dintre acești oameni erau destul de drăguți și buni, dar alții, ușor spus, erau indivizi destul de excentrici. De exemplu, Daria Andrivna, managerul cafenelei, era o femeie de vârstă mijlocie, scundă, solidă, cu o față plăcută, îngrijită și maniere politicoase. Dar toate acestea doar la prima vedere. Dacă o conversai mai îndeaproape, se dovedea a fi o femeie arogantă și nemulțumită de toată lumea. – Bună, nouă! – a strigat Daria, trăgând-o pe Maria de mână și făcând-o să-și piardă echilibrul. Așadar, tremurând de emoție, Daria Andrivna i-a șoptit. – Tu ce, ești surdă? – Nu, a răspuns Maria încet. – Ce e? Ce ai de întrebat? – Am urmăit Daria. – Uită-te la tine, nu te deranjează nimic. Fata uluită și-a examinat mâinile, hainele, apoi a aruncat o privire în sala goală. La acea oră a zilei, cea mai mare parte a meselor era liberă, iar celelalte chelnerițe fie flirtau cu barmanul, fie se plimbau prin colțurile depozitului, scufundate în smartphone-urile lor. – Te rog, spunem direct, a implorat în cele din urmă Maria. – Ce ar trebui să observ? Daria Andrivna a ridicat din ochi datorită înălțimii sale mici, ea o privea pe subordonat de sus în jos. Și dacă nu auzeai conversația lor, ai fi putut crede că tocmai Maria îi reproșează șefei sale. Tocmai această idee i-a venit în minte din ei, una dintre chelnerițe, care se plictisea în apropiere. I-a scuturat chiar și din cap, încercând să alunge această idee. Ce glumă, s-a mirat ea în sine. Ce s-ar putea întâmpla? Dar uită-te la tine, nu se lăsa Daria. Uită-te, toate fetele noastre arată ca niște modele. Acest lucru este important pentru afaceri. Clientul ar trebui să fie mulțumit să vadă pe cei care îl servesc, iar tu ce ești? A prins nefericita fată de marginea tricoului ei lung cu imprimeu luminos. Unde ai găsit această cârpă pe gunoi? Și cum poți să te îmbraci așa? Te întreb. Maria a coborât din nou ochii și a examinat din nou hainele. Avea pantaloni scurți negri subțiri și tricoul ei preferat cu o față de pisică amuzantă. I-a înghițit în sec. Nicolae Nicolaevici a spus că voi purta uniformă, dar încă nu mi-a dat-o. M-am îmbrăcat cum am putut. Dar ea părea să fiarbă de furie. Ai reușit prost. Nu ai niciun gust. Și uită-te la fața ta, a fluturat cu mâna ei mică și plină în fața feței Mariei. În plus, trebuie să-ți crești părul pentru că arăți ca un băiat, și să înveți să faci machiaj normal. Desigur, ar fi mai bine să-ți faci nasul. Fu! Și ce a găsit în tine Nicolae nostru? A da, bineînțeles, cum aș putea să uit, cu un glas teatral și pițigăiat, a continuat Daria. Bietul și nefericitul orfan fu urât. Șefa, lovindu-o intenționat pe Maria cu umărul ei greu, a ieșit în depozit. Iar noua chelneriță, înghițind un nod în gât, a pus tava pe masă și a fugit în toaletă. Acolo s-a spălat cu apă rece și a îndrăznit să se uite în oglindă. În oglindă era o tânără fată destul de drăguță, cu o tunsoare scurtă pe părul șaten, cu bucle mari. Părul era prins într-un coc mic pe vârful capului, dar deoarece era scurt, doar o mică parte a părului fusese prinsă. Restul părului s-a desprins și era liber de elasticul colorat. Ochii mari de culoare verde erau ascunși de genele lungi și negre, iar buzele pline tremurau, dezvăluind eforturile ei finale de a nu-i zbucni în lacrimi. Ea s-a întors în profil și s-a uitat la nasul ei, care era într-adevăr puțin mai mare decât media. Era un nas frumos, mare, cu o ușoară cocoașă. Educatoarea preferată a Mariei îi spunea mereu că avea un nas grecesc adevărat. Colegii ei de clasă presupuneau în glumă că, poate, în familia ei erau georgieni sau italieni, dar toate aceste insinuari au încetat rapid deja în clasa a șasea, când din micuța și neîngrijită Marie începuse să se transforme treptat într-o fată adolescentă fragilă. Frumusețea ei neobișnuită a făcut să tacă limbile rele, iar adolescenții să ceară reciprocitatea în prima dragoste. În general, Maria nu avea niciodată complexe cu privire la aspectul ei, dar astăzi, după toate cuvintele dure spuse de Daria Andrivna, nu mai era sigură că era cu adevărat frumoasă sau chiar doar drăguță. Și acea tricou, doamne, ce se gândea ea doar? Marina a dat din cap, alungând gândurile teribile, și a ieșit hotărât din toaletă în coridor. Acolo s-a ciocnit imediat de o altă chelneriță. O, Mărie! Îmi pare rău! Din fericire, era o fată obișnuită, simplă și fără pretenții. Fata, judecând după aspect, era puțin mai în vârstă decât Mărie, iar în aspectul ei nu era nimic care să atragă atenția, doar o fată destul de drăguță. Nimic, iar tu, scuză-mă, nu mă amintesc cum te cheamă. Mărie a încercat să zâmbească, clipind din ochi înroșiți. Nimic grav, a zâmbit prietenos fata. Nu te supăra pe Dașa, ea nu e așa și, cel mai important, nu-i fi frică de ea. Ea e pur și simplu, să zicem, puțin rea din cauza înălțimii și a destinului dificil, înțelegi. Da, a clătinat din cap Mărie. Mulțumesc, înțeleg, și știi, poate să ne plimbăm după serviciu, iar eu o să mai chem și pe Dima. Ea e și ea chelneriță, brunet așa. Ai ținut minte, dacă te vor lua la lucru, vom lucra în aceeași tură. Ea și-a înclinat capul pe o parte și și-a strâns ochii zâmbind. Desigur, eu sunt doar pentru asta, a spus Mărie, privind-o pe noua ei prietenă cu recunoștință. Ascultă, poți să-mi arăți totul aici și să-mi explici cum se face. Că nu știu la cine să mă adresez. Nicolae Nicolaevici, se pare, nu e în apele lui astăzi, a râs mărie. Da, el niciodată nu e în apele lui, desigur, hai, a spus ea, luând-o pe mărie de braț și tărându-o în bucătăria mare. Acolo o Maria a fost prezentată pe rând bucătarilor, personalului tehnic și, în sfârșit, unuia dintre barmani care venise să ia masa. După schimbare, fiecărui angajat i se oferea un prânz cald, iar dacă că acest alic încerca să fie în relații apropiate cu bucătăria, atunci putea să nu-și facă griji deloc. Despre hrana ei, Maria a observat că nu toată lumea era fericită cu completarea personalului, dar nu mai erau așa de urâte ca această Dasha. Maria a oftat cu ușurare. Mai bine să nu fie deloc observată decât să fie observată și bârfită cu plăcere. În rest, cu excepția acestui incident, ziua a decurs destul de productiv și iată că, la sfârșitul schimbului de lucru, cele trei tinere fete se plimbau de-a lungul uneia dintre malurile orașului. Dina și Ian au oprit la un mic chioșc cu înghețată și și-au cumpărat câte o înghețată. Maria, spunând că nu-i place deloc dulciurile, nu și-a cumpărat un desert. De fapt, pur și simplu nu avea bani pentru asta, iar să recunoască că, se poate spune, era flămândă, pe era foarte rușine. Toate s-au așezat pe o bancă, de unde se deschidea o priveliște frumoasă asupra apei. Și au început să vorbească cu entuziasm. Bine, spune-ne despre tine, de unde ești, ce te pasionează. De ce ai decis să lucrezi la noi? a întrebat Iana, linându-și înghețata și aruncând o privire din colțul ochiului la noua colegă. Oh, nu știu ce să spun, a răspuns Maria cu reticență. Sunt cea mai obișnuită localnică, m-am născut și am crescut aici. De ce te-ai angajat dacă ai vrut să fii șefă de marketing? De ce nu ai mers pe risc și nu te-ai angajat imediat? A întrebat Dina, așezată pe marginea băncii, cu o privire obosită. Dina era mai în vârstă decât celelalte fete, o brunetă înaltă și zveltă, cu ochi negri care priveau lumea cu neîncredere. Ea le priv pe prietenele ei de sus, iar Maria se simțea involuntar milă pentru ea. Ea se stânse, întorcându-se de la noile ei prietene. Nu am posibilități, mormăia. De aceea, imediat și la serviciu îmi trebuie bani. Oportunități sunt întotdeauna, a spus Iana, scoțând o țigară din buzunarul paltonului și aprinzând-o, strâmbându-și ochii. Ar fi de dorit să existe dorință și creier, zâmbia. Cu creier poți chiar să intri la buget și să primești o oarecare bursă. Da, dar trebuie să plătesc chiria și mai am un pisic care mănâncă mult. În general, e dificil, a spus Maria cu o voce tristă. Atunci Iana, care terminase deja înghețata, se întoarse în conversație. Dar totuși, ce suflet bun are șeful nostru? Nu te supăra, Mariei, dar încă nu te descurci prea bine. În sensul de a lucra, Nicolae Nicolae s-a îndurat de tine și te-a luat, deci cu ceilalți nu este așa de bălând. Iana a chicotit, doar te rog să nu te superi încă o dată. E adevărat ciudat, a comentat Dina și a aruncat o privire iscoditoare la nefericita Mariei, așa că i-au alergat zințurii pe spate. Și de ce te-a luat el așa deodată? Mă amintesc cum m-am angajat eu. E vorba de bulat. E un pedant de trebuie să aibă experiență și abilități doar pe femeile de serviciule de afară, de parcă nu ar trebui să spele podelele și să pregătească operațiile. Mă întreb ce i-a plăcut atât de mult la tine. Nu ne spui și nouă, în secret. Ea s-a întors spre Mariei și, poate din greșeală, poate intenționat, a eliberat fum de țigară direct în fața ei. Mariei, care nu fuma, a început imediat să tusească, a fluturat cu mâna, încercând să alunge de la ea acea mizerie și a clipit. Nu știu, a răspuns ea, după ce a tusit, poate a văzut în mine un potențial. Răzi, a zis Dina, cu o privire răutăcioasă la fată. Tu locuiești cu părinții, de ce plătești chiria? Marie a răspuns, încercând să-și dea glasului mai multă îndrăzneală, nu, locuiesc singură, nu am părinți și nu am pe nimeni, sunt pe cont propriu. Atunci e clar, a spus Tina. Atunci e clar, sărmana orfană. Marie i-a rămas șocată. Niciodată în viața ei nu fusese atât de adesea învinuită pentru lipsa ei de familie, ca în ziua de azi, de parcă ar fi fost vina ei, de parcă orfanitatea ei ar fi fost, cumva, un avantaj. Și ce? a întrebat ea aproape cu provocare. Pentru că asta sunt mai rea decât ceilalți. Iana a reacționat mai repede, deloc, desigur, ce prostii, a înțeles greșit-o pe Dina, da, Dina, a aruncat una privit reproșător la prietena ei. Liniște amândouă, a murmurat cu indiferență Dima. Nu am vrut să spun nimic rău, doar că asta explică o asemenea atenție incredibilă față de tine, dragă. El este și el unul dintre voi. Care dintre voi? A întrebat Mariei, strâmbându-se. Era deja foarte supărată, și în această stare, era gata să lupte până la ultima picătură de sânge pentru a-și apăra reputația. Desigur, ea a înțeles imediat la ce se referea Dima. Dar voia ca ea să se rușine și să-și explice cuvintele. Din orfelinatele, a spus Dima, fără să se deranjeze. Probabil de aceea te-a acceptat așa de repede. I-ai spus că ești orfană, nu. Adevăr. A fost surprinsă Mariei. Dar eu nu. De unde știi? A zâmbit cu satisfacție Dima. Știu multe, trebuie doar să fii atent. A aruncat mucul de țigară în coș și întinzându-se, s-a ridicat în picioare. Hai să mergem, trebuie să plec. În acea zi, Mariei a fost foarte surprinsă să afle că șeful ei a crescut într-un orfelinat. I s-a părut întotdeauna că copiii lipsiți de părinți sunt puțin probabil să obțină un succes în viață. Părea că cei ca ea însă și nu sunt capabili de nimic mai mult decât o viață medie. Unul dintre educatorii a spus ceva care i-a rămas întipărit în minte pentru mulți ani de zile. A spus, dacă nu vă striciți și nu ajungeți în închisoare, atunci viața voastră este deja un succes amintiți-vă că va fi mult mai dificil pentru voi să rezistați tentațiilor decât pentru ceilalți. Atunci, Marie a început să se gândească cu teamă că viața ei era probabil dinainte sortită la eșecul. A încetat să viseze. A pierdut speranțele tinereței pentru un viitor luminos. Singurul ei scop a devenit acela de a supraviețui. Marie nici măcar nu spera, nu spera până în acel moment, până când nu l-a cunoscut personal pe Nicolae Nicolaevici. El era un om de succes, chiar dacă fata nu știa cum trăia exact șeful ei, dacă avea familie, copii, ce făcea în afara activității sale principale, dar ea era sigură că așa arată succesul. Da, în ciuda faptului că era adesea destul de grosolan, cinic în declarații și incredibil de exigent, el, un orfan, a reușit să devină proprietarul propriei afaceri. Șeful unui colectiv destul de mare. După această conversație, Maria a devenit profund respectuoasă față de șef. De acum înainte, niciuna dintre criticile sale nu mai putea slăbi acest sentiment puternic. El a devenit idealul ei, modelul, o dovadă via faptului că și un orfan poate realiza ceva valoros în viață. Datorită lui, datorită faptului simplu al existenței sale, Marie a găsit din nou un scop în viață, o dorință. Și eu voi avea cândva propriul meu local. Da, sigur că o să am. Marie se gândea la ea însă și întinsă în pat în brațele pisicii ei preferate. Zilele ei de muncă se succedau una după alta. Fata, pasionată de noua ei slujbă, cum îi părea, nu observa aproape cum trec ziua și cum se schimba anotimpurile ea absorbea cu lăcomie toată informația despre industria restaurantelor, observând cu interes modul în care lucra șeful ei. Deși Marie era doar o simplă ospătăriță, ea încerca să se adâncească în toate subtilitățile acestei activități. Ea urmărea cu atenție munca bucătarilor, încerca să observe neobservat managerul răutăcios al unității, urmărea cum lucrau cu măiestrie barmanii. Ea voia să înțeleagă cum să gestioneze cu iscusință propria afacere, să înțeleagă și să se perfecționeze în acest domeniu. Salariul fetei era mai mult decât decent, acum îi ajunge atât pentru pisică, cât și pentru ea însă și, deși nu se răsfăța cu nimic. Încă din copilărie, învățată să se mulțumească cu puțin, nu cumpăra haine scumpe, nu cheltuia mult pe mâncare, nici măcar nu se grăbea să-și cumpere un telefon nou, iar doar Marsic primea mereu tot ce era mai bun și controle regulate la medicul veterinar. Viața eroinei noastre se îmbunătățea treptat și ea chiar a început să economisească bani, sperând să se înscrie în curând la un departament de învățământ la distanță al unei universității de profil. Visul ei era să deschidă propriul ei local, un mic cafeniu sau chiar un restaurant. Deci fata se temea uneori de Nicolae Nicolaevici, de la el a învățat multe. De fapt, nu era atât de strict pe cât părea la prima vedere. Da, era dur cu angajații, se certa, certa, observa toate greșelile mici și nesemnificative, dar în rarele momente în care Mariei se întâmpla, din anumite motive, să fie singură cu el, atunci se înmuia și se calma. El împărtășea cu drag cunoștințele sale cu fata. Văzută cum se întinde spre ei și tânjește să afle ceva nou, el a observat cu bucurie cum se deosebea de celelalte ospătărițe, văzând în ochii ei mari și sincer interesul autentic pentru munca ei în timp ce colegele ei se grăbeau să ajungă acasă cât mai curând posibil după ce terminau tura, Marie era mereu dispusă să rămână mai mult și să ajute pe ceilalți. Dacă era nevoie, ea muncea din greu, din răsputeri, încercând să îmbunătățească totul în jur. Și după câteva luni, chiar și Nicolae Nicolaevici a început să se consulte cu tânara ospătăriță în unele chestiuni. De exemplu, tocmai Marie i-a sugerat bărbatului să introducă în meniu o băutură sezonieră, care ar putea fi obținută gratuit după a cincea vizită la cafenea. Fata a preluat inițiativa și a început să se ocupe de publicitatea unității pe internet. Ea a creat o pagină de cafenea în rețelele sociale, fără a mai menționa că în fiecare zi, trecând pe lângă un mic câmp, Marie aducea la serviciu un buchet de flori proaspete și, decorându-le frumos, îl așeza în fereastra centrală. Văzând că clienții sunt atrași de un interior neobișnuit, i-a convins proprietarul să cumpere diverse fiacuri la târgul orașului și să le așeze singură. Și le-a agățat în sală. Apoi au cusut noi perdele, apoi au venit cu diverse inovații, organizate cu ușurință. Pur și simplu nu existau sfârșit și sfârșit. La început Nicolae Nicolaevici doar bârfuia, mai mult pentru spectacol. Ce altceva a intrat în capul acestei fete în capul ei pufos? Și așa am cheltuit deja o avere pentru restaurarea acestui gunoi, pe care ea îl numește scaune vintage. Dar treptat, numărul vizitatorilor a crescut de câteva ori, iar Nicolae Nicolaevici acum era adesea într-o stare de satisfacție profundă. Dar cine ar fi putut crede că această timidă și modestă se va dovedi a fi atât de creativă? Nu odată sau de două ori, bătrânul se lăuda cu sine pentru o astfel de achiziție valoroasă. Zâmbind la mustața lui pufoasă și aruncând o privire mulțumită la o spătăriță harnică. Într-o zi, într-unul dintre cele mai obișnuite zile de lucru, a avut loc o nouă ceartă obișnuită pentru Maria între ea și manager. Dar ea, furioasă de ceva, s-a îndreptat rapid spre ea. Ochii ei ardeau de furie, iar mâinile ei se strângeau în pumni. Hei, hei, tu, vino aici! Șoptiră o managerul. Doamne, ce se întâmplă de data aceasta? A gândit Maria. Ea era deja atât de obișnuită cu modul în care se comporta Daria, încât niciuna dintre acele grămezi de cuvinte jignitoare cu care managerul țâșnea nu o mai deranjau. Da, și era evident că Maria nu-i plăcea lui Daria mult mai mult decât celorlalți. De deci ce acest lucru nu avea un răspuns clar? Poate că a fost o oarecare antipatie inconștientă, sau poate că ceva altceva. Să se ocupe de cauzele nemulțumirii ei constante, Maria nu avea nicio dorință. Ce s-a întâmplat? Maria a coborât vocea, temându-se că cineva din vizitatori ar putea să-i audă conversația. Pe tine te plâng vizitatorii. Te concediezi la dracu. A urlat managerul, ignorând uimirea clienților. Cu surpriză, a prelungit Maria. Pe ea s-au plâns. Nu poate fi. Cine? Când? Nu-ți cred, a spus ea ferm și a adăugat. Apropo, nu ai dreptul să mă concediezi. Aceasta este responsabilitatea lui Nicolae Nicolaevici. Iată că vom vedea, a șoptit Daria. Mai așteaptă. Deja mai liniștită. Ați trei bărbați pe care i-ai servit ieri seara. Iată cine s-a plâns de tine. O să-i spun totul șefului, așa că știi, dacă nu te concediez eu, te va concedia el. Nu te teme, Maria s-a gândit la ce bărbați ar fi putut rămâne nemulțumiți, a trecut prin toți cei pe care i-a servit ieri. Nu putea înțelege despre cine era vorba. Se pare că toată lumea a fost mulțumită. Așa credeam și eu, a spus ea și în general, avea dreptate. Clienții mulțumiți de servicii pot fi identificați după un singur criteriu simplu, cantitatea de bacși. Maria a primit întotdeauna mult mai mult bacși decât ceilalți. Aceasta era o caracteristică care o enerva și chiar o enerva uneori pe colegii ei. Dar ce să facă, probabil că totul era vorba de faptul că era puțin mai prietenoasă și puțin mai puțin arogantă. Încercând să-și amintească despre cine ar fi putut vorbi Daria, ea a realizat brusc. Exact aceeași beți idioți. Ieri seară, cu puțin timp înainte de închiderea cafenelei, în sală au intrat trei bărbați de aspect dubios. Maria a înțeles imediat că erau deja bine îmbătați. Acest lucru era vizibil nu numai din comportamentul dezlănțuit al bărbaților, ci și din aromele corespunzătoare care emanau din compania lor caldă. Și totuși, Maria, zâmbind prietenos, s-a apropiat de masa lor. Bună seara sunteți gata să faceți o comandă. Cei mai bețivi din companie și, evident, cel mai în vârstă dintre ei s-a întins înainte. Adune de băut, păpușică și repede. Maria și-a închis ochii, încercând să-și recapete fosta amabilitate. Ce anume să vă aduc? A întins mâna către meniul care zăcea pe masă, pentru a deschide pagina necesară, care conține o listă a alcoolului disponibil. Alegeți ceva concret, voi aduce totul imediat. Aha, asta. Bărbatul a arătat la întâmplare în meniu și a spus. Mișcă-te. Dacă vrei, bacș. Maria a zâmbit orbitor și se pregătea să se îndrept spre bar, când a primit brusc o palmă destul de dureroasă de la unul dintre clienți. Puțin mai jos de spate. În plus, el a strigat din urmă încă o dată, băieți și a râs tare, complet ca un cal. Maria, șocată de o asemenea obrăznicie, a tăcut totuși și s-a grăbit să se îndepărteze de masă la o distanță sigură. Înfuriată, s-a dus la bar și a spus lui Seriosa, barmanul, din suflet. Ce nenorociți! Îi urăsc! Băiatul, fără să se abată de la pregătirea cocktailurilor, a răspuns în schimb. Da, da, se întâmplă. Dar Maria a continuat să se indigneze și nu avem ospătari bărbați, dar ce să fac? Nu vreau să-i servesc, dar... Și cu speranță s-a uitat la colegul ei. Poate tu să-i servești. Nu, dragă, a spus serioza. Nu sunt eu pentru asta. Da, hai să încercăm așa. Maria și-a încrețit fruntea și a oftat adânc. A luat comanda pentru nesimțiție știa și încercând să nu ștea de gol s-a întors din nou la masa lor în următoarea oră, clienții beți au băut din nou și din nou, și părea că nu va fi niciun sfârșit, niciun sfârșit, au făcut zgomot și s-au comportat complet nedemn. Fata a reușit chiar să regrete că localul funcționează până la ultimul client. Și totuși, aceasta a fost chiar ideea ei. Dar totul se termină cândva, iar când vi au cerut nota, Maria a fost în culmea fericirii. Păi du-te tu deja, cu gândul la ușurare s-a gândit ea plecând unul dintre bărbații beți a chemat-o din nou pe chelneriță. Păsărică risipită hai cu noi, nu te contrazice, a zâmbit prădător și s-a apropiat de Maria. Sărmana fata a fost imediat lovită de mirosul termonuclear de alcool din gura lui deschisă și s-a dat instinctiv înapoi. Nu, merci, trebuie să merg acasă. Nu mai enerva, târfă, a apucat-o pe Maria de braț cu brutalitate și a înșfăcat-o de idealuri. Maria s-a uitat în jur, neajutorată, în sală. Din păcate, nu era nimeni de la care să aștepte ajutor. Sergei, cu o expresie indiferență pe față, spăla paharele, celelalte fete se duseseră deja acasă. Ar trebui să strige, să cheme ajutor. Poate că Vasile Petrovici, muncitorul auxiliar din bucătărie, se va înduioșa și o va apăra. Elena nu era nici ea acolo. Maria nu știa ce să facă a spus primul lucru care i-a venit în minte. Oh, da, desigur, acum trebuie doar să închid tura. Cu cât mai multă putere a putut, încercând să-și învingă sentimentele de greață și de scust, i-a zâmbit agresorului ei și s-a desprins din mâinile lui lipicioase. Acum o clipă s-a eliberat și a făcut câțiva pași înapoi. S-a îndreptat repede spre depozit. Bărbatul a strigat după ea, te așteptăm afară, nu întârzia. Răzând încântat, a părăsit localul împreună cu prietenii săi, iar Maria a putut în sfârșit să respire. S-a ascuns în cel mai îndepărtat colț al depozitului, lăsându-le pe Serghei să închidă localul și să îi îndeplinească toate formalitățile de seară. Abia după o oră, după ce s-a asigurat cu ajutorul camerei de supraveghere că zona este liberă, a părăsit ascunzătoarea ei și s-a grăbit acasă. Au recepție, dar ea a fluturat din mână în fața feței nepăsătoare a chelneriței. Ce te-ai gândit? Te-ai rușinat. Repet, te plâng. Ești mai aproape de concediere ca niciodată." Maria, trezită din lungi gânduri, a răspuns politicos, vorbești despre acibețivi. Ce nu le-a plăcut? Au plecat fericiți. Ce spui tu? Astăzi s-au întors deja dezamăgiți." Vocea Dianei suna răutăcioasă și agresivă. Astăzi? Întrebă uimită chelnerița. Cine face asta? Prima dată aud să vină cu reclamația bia a doua zi. Daria a imitat-o pe subordonatele sale cu vocea cea mai neplăcută. Astăzi au venit să depună o plângere, au spus chelnerițele noastre. Maria a ridicat privirea și a privit-o pe Daria, managerul, drept în ochi. Pentru prima dată în tot timpul petrecut acolo, era pregătită să-i dea replica. Ascultă, acum tu pe mine. Am servit acei oameni cu demnitate, mult mai bine decât meritau. Mi-am îndeplinit toate sarcinile la cel mai înalt nivel, dar oare crezi cu adevărat că ai dreptul să ceri să mă duc cu ei, cine știe unde? E absurd. Singurul meu minciună a fost că am evitat să răspund la avansurile lor de o anumită natură. Crezi serios că asta e motiv de concediere? Ochii Mariei erau plini de furie. De ce ai acceptat atunci? De ce ai promis asta atât de irresponsabil? A strigat Daria, cu un ton neașteptat de plângăcios, de parcă Maria ar fi fost cea care a dezamăgit-o. M-am apărat așa cum am putut. M-a prins de mână, nu știam ce altceva să spun sau la cine să apelez după ajutor. Apoi Maria s-a gândit la ceva. Apropo, tu unde erai atunci? Daria s-a înroșit și a dat din cap în direcția opusă. În acel moment, în spatele lor, a apărut șeful. S-a apropiat de cele două femei fără să facă zgomot, astfel încât doar Maria a observat prezența lui. Daria continua să-și certa subordonatele. Trebuie să te dedici complet muncii. Unde erai? Nu mă privește, vin și plec când vreau. La auzul acestor cuvinte, șeful și-a încruntat sprâncenele și și-a încruntat fața, iar Maria, văzând reacția lui, a zâmbit satisfăcută. Dar Daria furioasă nu a observat nimic. Eu aș fi mers cu ei la plimbare, dacă e atât de important pentru muncă. Ce greu e să petreci o seară în compania unor bărbați. Iar mie acum trebuie să mă ocup de clienții nemulțumiți. Te concediez astăzi. Daria Andrivna, reacția dumneavoastră la comportamentul corect al Mariei mă surprinde neplăcut. Glasul șefului, care a răsunat în spatele ei, a avut efectul unei bombe. Daria, care nu se aștepta la un asemenea deznodământ, a sărit în sus și s-a întors brusc. Șeful i-a vorbit încet și cu răbdare. Este important ca managerul unui restaurant să fie mereu la locul de muncă. În plus, să te tocmești cu clienți bețivi și încă într-un mod atât de rușinos, cum propuneți dumneavoastră, nu este tocmai profilul nostru. Aceștia nu trebuiau să fie lăsați să intre în local, iar dumneavoastră trebuia să organizați o selecție a paznicilor încă acum o săptămână. Nu așa am convenit la ultima ședință. Dar văd că Maria s-a descurcat de minune fără dumneavoastră. Tot mai des mă gândesc la faptul că. Șeful a făcut o pauză deliberată. Daria și-a tras capul în numeri și stătea ca o statuie, așteptând continuarea. Tocmai gândul că Maria ar fi mult mai bună ca dumneavoastră. Șeful a încheiat și a privit-o pe Daria în ochi cu o expresie semnificativă. Daria uimită, a deschis gura și a scos ochii mari, neputând să răspundă la o astfel de tiradă. Dar câteva secunde mai târziu, pur și simplu a explodat. Desigur, pe Maria o protejezi mereu, ea e o sărmană orfană, uite-te la ea. Și-a dus degetele la colțurile ochilor, mimând un plâns copilăresc. Îți pare rău și în continuare de această mică pui. Cât despre mine, plec imediat din această groapă putrezită. Și-a aruncat cu putere dosarul cu noul meniu pe care îl ținea în mâini, apoi a fugit furioasă. Nicolae Nicolaevici și-a încruntat fruntea în modul său obișnuit, Apoi s-a uitat la Maria, care stătea încremenită în șoc, și a zâmbit. Evenimentele se dezvoltă mult mai rapid decât am presupus. Ei bine, cum se spune, totul spre bine. Șeful a lăsat-o pe Maria în nesiguranță, ghicind ce se va întâmpla mai departe, și s-a retras în biroul său. Acolo s-a așezat greu un fotoliu, mângându-și gânditor mustața. De multă vreme se gândea că ar trebui să o concedieze pe Daria. În primul rând, bănuia că managera fură mărunțișuri din casierie. Și în al doilea rând, caracterul și modul ei de a se comporta cu subordonații erau oribile. Câți angajați buni plecaseră deja, neputând să lucreze cu ea. Adevărul este că Daria lucrase la cafenea de mulți ani și la început fusese foarte mulțumit de ea. Bătrânul s-a gândit adânc, Nicolae Nicolaevici Cepura ar fi putut părea oricât de cinic, exigent, excesiv de pedant, dar niciodată nu fusese crud și nedrept față de angajații săi. Iar morocănia și detașarea lui proveneau dintr-un eveniment oribil petrecut în trecut. Într-o zi perfect nefericită, un tânăr și promițător om de afaceri a pierdut totul, soția, cei doi copii și viața însuși într-un accident de mașină. Planurile de a petrece un weekend liniștit împreună cu familia la cabana au fost sparte când Nicolae a primit un telefon de la un partener de afaceri care l-a informat despre o schimbare neașteptată în programul de lucru. A trebuit să renunțe la călătorie și a asigurat soției că va veni a doua zi cu trenul, iar ei să se bucure de soare și de priveliștea golfului din apropiere. De aceea, familia a plecat cu mașina fără el. Peste prânz, a primit un telefon de la salvare, care l-a informat că pe pot s-a produs un accident groaznic. Nimeni din familia lui nu a supraviețuit, soția și fiul de 8 ani au murit pe loc, iar fica de 16 ani a murit a doua zi în spital. Așa a pierdut toți cei dragi într-o clipă. De atunci, l-a urmărit necazurile. Afacerea care prosperase cândva a secat fără atenția proprietarului său, iar întreaga rețea de restaurante de succes a fost înghițită de giganții fast food Și iată că spre sfârșitul vieții a devenit doar un bătrân nefericit. Încă necăsătorit, fără copii și dezamăgit. Tot ce mai rămăsese era un mic cafenea de pe malul mării, pe care o deschisese cândva însuși. Și un apartament cu trei camere în centrul orașului Kaliningrad și de râmăturile unei dacă abandonate pe malul golfului Finlandei. El nu mai spera să poată fi din nou fericit. Dar apoi, la sfârșitul verii trecute, o tânără fată timidă a venit să se angajeze la el. Ea i-a atât de mult de fiica sa decedată. Nicolae Nicolaevici și-a pornit computerul, a deschis ecranele de supraveghere video, a mărit imaginea sălii centrale și a privit-o din nou cu atenție. Această fată era atât de fragilă și atât de puternică. Ea primise și ea în această viață propria ei porție de suferință, la fel ca și el, care își pierduse părinții când era un copil mic. Tatăl său murise în primele zile ale războiului, iar mama s-a murise de holeră în timpul evacuării. Acum îi se părea că destinele lor, al lui și al acestei tinere fete, erau legate într-un fel. De ce o atrăgea atât de mult? poate că erau doar capricii bătrânești. Dar uneori îi părea că această orfană avea sufletul fiicei sale decedate. Acea zâmbire. Marina lui zâmbea la fel. Doamne, parcă nebunește! S-a uitat din nou la imaginea de pe ecran. Maria lua comanda de la clienți și vorbeau vesel cu ei despre ceva. El a zâmbit involuntar, văzând cum un cuplu căsătorit inițial rezervat discută cu ea cu de involtură cu Maria era întotdeauna așa. Se pare că ea dezvăluie în oameni cele mai bune calități ale lor. În cele din urmă, a luat o decizie importantă pentru el. Nicolae Nicolaevici a închis computerul, s-a ridicat și a coborât cu pași fermi. Astăzi, Maria avea în sfârșit liber. Ea a decis să-l petreacă așa cum își planificase de multă vreme, să se relaxeze toată ziua în pat, îmbrățișând pufosul ei marfușca. Și acum se zăvor alenevă într-o grămadă de perne colorate, mângând-o pe mușchiul ei mare și lucios, ocazional căzând într-un somn superficial plăcut. Din acest timp minunat de relaxare a fost trezită de un apel telefonic brusc de la șeful ei. Ce s-ar putea întâmpla, ea a răspuns repede, înghițind în sec. Bună ziua, Maria, nu te deranjez! Vocea lui calmă, ușor gătuită, a lui Nicolae Nicolaevici acționează întotdeauna liniștitor asupra ei. Nu, ce s-a întâmplat? A întrebat fata, apucându-se de poziție verticală. Nu, nu. Adică, hașme, da. Poți veni la muncă chiar acum, pe săptămâna viitoare îți voi compensa ziua liberă pierdută. Oh, bine, desigur, a răspuns Maria. Voi fi curând, Nicolae Nicolaevici. A început să se îmbrace, chiar fără a termina apelul. Peste 40 de minute, Maria a ajuns la cafenea, încurcată în propriile gânduri. Oare vrea să mă concedieze? S-a gândit ea, cu teamă. Da, nu pentru ce. Și mai promite să compenseze ziua liberă. A intrat salutând colegii cu un semn din cap. Iana, care trecea pe lângă ea, a oprit-o pe fată la apropierea de biroul șefului ce faci aici? A întrebat chelnerița, surprinsă ai liberazi. Oh, nu știu. Iana Nicolae Nicolaevici m-a chemat, a spus urgent. Nu știind ce să creadă, iar tu ce faci? S-a întâmplat ceva. A întrebat Maria, îngrijorată. Cum să nu fiu îngrijorată? A ridicat sprâncenele Iana. Au concediat-o pe Dașa, îți imaginezi. Astăzi suntem toate pe vârfuri, pur și simplu un șoc. Ea coborât tonul, conspirativ. Fetele șoptesc că vin schimbări oribile. Se pare că bătrânul nostru a nebunit de tot și vrea să ne concedieze pe toți. Pare că își închide afacerea sau ceva de genul ăsta. Nu știu sigur, dar ceva se întâmplă cu siguranță, a zâmbit ea nervos. Dar noi nu știm cu siguranță mă tem că și pe tine te-a chemat să te concedieze. Conform legii, trebuie să ne avertizeze cu două săptămâni înainte. Vai, ce păcat, tocmai ne-am împrietenit, a ieșit ea repede, ca o pasă speriată. Maria a intrat în panică. I-au tremurat genunchii și s-au uscat gura, neputând să-și revină măcar la o aparență de calm. I-a bătut timid și a intrat în biroul șefului. Nicolae Nicolaevici, bună ziua din nou! Bună ziua, Maria! Nu sigur acum va spune că regretă, dar este obligat să mă concedieze, a trecut prin mintea lui Maria. A încercat să se stăpânească, dar toate emoțiile îi se reflectaseră în fața ei sensibilă. Arăți puțin rău astăzi. Probabil că te-am scos de a spus nenene, întristând-o și mai mult. Eu, vezi, voiam să te întreb, Maria, a oftat el îți place să lucrezi aici. Maria a avut impresia că îi se prăbușește pământul de sub picioare. A palit și a răspuns vizibil nervoasă, da, foarte mult. Este cea mai bună mea slujbă. Mă interesează domeniul alimentației și sunt pur și simplu fericită să lucrez pentru dumneavoastră. Proprietarul cafenelei a zâmbit, este bine, dar probabil că nu vrei să lucrezi toată viața ca o spătăriță, nu-i așa? dar în viață există și alte oportunități. Maria nu știa ce să răspundă. Era gata să cadă în genunchi, să se plângă, să facă orice ca să nu o concedieze. Nu, nu, nu vreau să plec, vă rog, voi lucra cât de mult este nevoie. Nu mă concediați, a izbucnit fata și a început să plângă. Sprâncenele groase al ale bătrânului s-au ridicat, Maria, ce s-a întâmplat? Nu aveam de gând să te concediez, a spus el, ușurat. De ce ai crezut asta? Nu știu, a spus ea, ridicându-se din loc. Am fost atât de speriată. Bine, nu-i nimic, dar nu plânge, a spus el, mângându-i stânga ciumărul. În general, în două cuvinte, Daria Andrivna nu mai lucrează pentru noi, așa că vreau să-ți propun această funcție. Ce părere ai? Maria și-a largit ochii în lacrimi. Nu știu ce să zic, a spus ea, pur și simplu nu putea să creadă ce se întâmpla. O simplă o pe postul de manager. Vă mulțumesc, bineînțeles, accept, adică sunt atât de fericită, a spus ea, dorind să-l îmbrățișeze pe bătrân, dar s-a oprit la timp, temându-se să nu încalce regulile de subordonare. Excelent, a spus șeful, apludind scomotos. Știu că ești deja la curent cu îndatoririle tale viitoare am văzut cum ai observat-o atent pe Daria, cum ai răsfoi trevistele, cum ai încercat să faci multe lucruri în locul ei când ea a fost absentă și tot ce ai făcut pentru afacerea mea, sunt foarte recunoscător. Dar a spus el, făcând o pauză. Nu sunt foarte bun la discursuri, așa că nu te supăra. Mai bine să mergem, a spus el, apucând-o ferm de mână. Tot personalul care fusese informat în prealabil de șeful său, se adunase deja în bucătăria cafenelei pentru a auzi veștile pe care le urma să le anunțe angajaților săi. De fapt, el chiar închisese temporar afacerea pentru o oră. Vă rog să acordați o clipă de atenție, a spus șeful, ridicând mâna. Vreau să vă prezint noul nostru manager. A făcut o pauză dramatică. Cu siguranță, deja îl cunoașteți pe acest om a privit cu atenție pe toți angajații săi, inclusiv pe Maria, care stătea timid lângă colegii săi. Maria Sergivna, vă rog, a spus șeful, dând din cap încurajator, indicând că Maria ar trebui să iasă în față. Oamenii de serviciu, bucătarii și barmanii se uitară uimiți unul la altul și niciunul nu reuși să scoată o vorbă. Dintr-o dată, Dina, care stătea în spatele tuturor, făcu un pas înainte felicitări, spuse ea cu o ușoară ironie, examinându o pe Maria ca și cum ar fi văzut-o pentru prima dată. Nici măcar nu am avut nicio îndoială că tocmai tu vei obține această funcție importantă. Desigur, este o alegere interesantă, mai ales dacă ținem cont că lucrezi aici de mai puțin de un an. Nicolae Nicolaevici opriv sever pe subordonat. Dinai Gorevna, a spus el. Nu vă convine decizia mea, nu, Nicolae Nicolaevici, răspunse ea fără să se clintească și privind o în ochi pe șeful ei. Sper că nu veți regreta decizia dumneavoastră. În acel moment, Iana își cu vocea înaltă. Mariei, ce fată minunată ești, felicitări! Ea zâmbea larg celei care urma să-i devină șefă, dar în vocea ei se auzea invidia ascunsă. Maria zâmb forțat, acum deja întreruptă de colegii ei care o felicitau, răspundea mecanic la felicitări, dar nu simțea nicio bucurie. Înțelegea perfect că acum, când avea să o înlocuiască pe Daria, lucrurile nu vor fi mai ușoare. Se pare că acum toți mă urăsc, gândia cu tristețe, plecând de acolo. Noua funcție îi crease lui Maria și noi probleme chiar și cei care fuseseră anterior în relații bune sau neutre cu ea, începuseră să se comporte cu ea complet diferit sau îi invidiau cu siguranță. La spatele ei se șovăiau, se discuta despre ea în șoaptă. Noua ei poziție era un motiv de bârfă, dar nimeni nu spunea nimic în față. Și ce ar fi putut să spună? Și-a câștigat postul în mod complet corect și onest și nu aveau ce să-i reproșeze. Acum avea și mai mult de lucru. Și salariul era și mai mare, și își putea permite lucruri despre care nici nu visase înainte. Dar nu și-permitea. Banii continuau să fie economisiți, visând la momentul în care îi va putea investi într-o afacere adevărată. Astfel, lucrurile mergeau ca de obicei. Într-una dintre cele mai obișnuite zile de lucru, Maria termina pregătirile pentru un mare banchet. Unul dintre localnicii bogați a închiriat întregul cafenea pentru o zi întreagă, pentru a sărbători ziua de naștere a iubitei sale cu fast, așa s-ar putea spune. Maria a pregătit totul, ca de obicei, perfect. Toate cerințele clientului au fost îndeplinite și ea tău acum așezat în colțul ei, lângă teșghea de la bar, observând de acolo cum se desfășoară banchetul planificat. Ei bine, bogății știu să se distreze pe cinste, se gândea ea, cu un amestec de sentimente. Abia se după ceașca de cafea, pe care o savura în timp ce urmărea, când la ea a alergat una dintre noile chelnerițe, Lida. Maria Pi. A exclamat tânăra fată, pe nume Lida. Dar de ce te exprimi așa tot timpul? Se încruntă Maria. Ce s-a mai întâmplat? Lida își cobor ochii, vinovată. Eu, eu am stropit accidental un client cu șampanie, te rog, iartă-mă, eu chiar accidental, spuse Maria, oftând. Bine, bine, înțeleg totul, dar de acum înainte fi mai atentă, te rog, spuse Maria. Lida se întinse într-o zâmbitoare. Mulțumesc, Maria, voi încerca, spuse ea. Maria numără până la trei și se îndreptă spre clientul nemulțumit a fost destul de ușor să afle cine era cel care fusese victima accidentului. Era un tânăr și destul de chipeș bărbat. Era complet ud, șampania îi căzuse pe cămașa albă. Fața lui era încruntată de o grimasă nemulțumită. Părul castaniu, ușor ondulat, îi accentua ochii întunecați și strălucitori. Maria se surprinse brusc că îi place. Ea se stăpâni și se apropie de tânăr. Bună seara, eu sunt Maria, managerul. Ne-am mai întâlnit când ați comandat banchetul, ne-ați căutat. Privirea severă a tânărului se înmuie instantaneu când văzu managerul și pe Maria el zâmb larg. Cum de nu vă urmăriți chelnerițele? Uitați-vă ce a făcut această fată, spuse el, arătând spre pata mare de șampanie de pe cămașa lui. O, vă rog să ne iertați, este prima ei zi de muncă și s-a emoționat ca gest de compasiune, vă rugăm să acceptați un mic cadou din partea noastră, spuse Maria. Ea se întoarse și făcu un semn unei chelnerițe care stătea în spatele ei. Aceasta, zâmbind larg, îi întinse o sticlă de șampanie de cea mai bună calitate, într-un coșuleț cu gheață. Maria zâmb și ea. Desigur, fata va fi convocată la o discuție și va fi aplicată o sancțiune corespunzătoare. Vă garantez acest lucru, a răspuns tânărul. Bine, să fie așa, a spus el, aruncându-se comod pe scaun, cu mâinile în spatele capului. Îmi vor aduce o cămașă nouă, iar până atunci să mergem să ne răcorim în curte. Ne oprim acolo să fumăm și să discutăm cum să remediem această gafă. El a clipit din ochi către Maria. Nu fumez, dar cu plăcere voi respira aer curat câteva minute cu dumneavoastră, a spus Maria, zâmbind politicos, amintindu-și că clientul, mai ales unul care închiria întregul local pentru o petrecere scumpă, are întotdeauna dreptate. De îndată ce tinerii au ieșit afară, băiatul s-a întins leneș, demonstrând, și-a întins brațele în lateral. După ce s-a dezmorțit ca un calnărăvaș, a tras adânc aer în piept prin nări și a scos din buzunarul pantalonilor un portțigaret scump. Maria se legăna stângaci dintr-un picior în celălalt. Era puțin stânjenită să-l privească, fiind atât de aproape de el. Ați vrut să discutăm ceva, nu-i așa?" A început ea. Poate în loc de șampanie să vă oferim altceva." Băiatul a aprins o țigară și a suflat un nor de fum direct în fața fetei. De la mirosul înțepător, i-a început să tușie, iar el a râs tare. Iartați-mă, Maria, dar cum vi se pare următorul scenariu? A spus el, privind-o așteptător. Eu vă iert cu generozitate că mi-ați stricat cămașa, iar dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, mergeți cu mine la un întâlnire. Frunțile Mariei s-au înroșit de rușine, ea și-a coborât ochii și a lovit cu piciorul un mic pietricel care zăcea lângă ea. Dar dumneavoastră ați închiriat cafeneaua noastră pentru a sărbători ziua de naștere a iubitei dumneavoastră, nu-i așa? A spus ea, sublinind ultimele cuvinte. Băiatul a râs și mai tare și a făcut un pas spre ea. Și ce ar fi cu asta? A spus el, aranjându-i o șuviță de păr. Apropo, trebuie să spun că ți-am plăcut imediat, Maria. Desigur că mi-ați rămas întipărită în minte, a spus Maria, vizibil nervoasă. Ea a încercat să găsească cuvintele potrivite, dar el a fost primul care a vorbit. Vrei să fii prietena mea? A spus el, apucându-i mâna în palmă mare și caldă. S-a întors mâna ei roză și a sărutat ușor dosul, privind-o intens în ochi. Și în acel moment, Maria s-a topit ca un înghețată scos din frigider și uitat în bucătărie chiar la comandarea banchetului, i-a remarcase atractivitatea acestui tip, masculinitatea lui brută, trăsăturile aspre și ascuțite ale feței bronzate. Maria părea să plutească pe o undă de sentimente, dar s-a stăpânit imediat și s-a miustrat mental pentru astfel de gânduri urâte. Iubita lui este acolo, ea l-așteaptă, iar eu îmi este chiar scârbă de mine. A făcut un pas înapoi și a spus ferm, nu, așa nu se poate, aveți deja o prietenă. Băiatul a ridicat surprins prâncenele. Și ce ar fi cu asta? A spus el, atingându Italia. Am înțeles, ai deja un iubit, nu-i așa? Sau ești chiar căsătorită? Apropo, asta nu este niciun obstacol, a spus el, privind-o intens în ochi, apoi a tras-o brusc la el și a sărutat-o lung și pasional pe buze. Maria a simțit că îi se ia pământul de sub picioare. Ultima dată când a simțit o astfel de emoție a fost cu mult timp în urmă, când avea aproximativ 16 ani. Cu un efort s-a desprins de el. Anton, ce faci? A șoptit ea negăsind ce altceva să-i spună, dar a adăugat apoi, cu disperare, pur și simplu nu este corect. Anton a oftat, coborându-și colțurile gurii într-o grimasă. S-a uitat la Maria cu un nou, ochi apreciatori. Ascultă, ai avut vreodată un iubit? A întrebat el. Maria s-a înroșit. Nu, nu prea, a spus ea, împinându-și o șuviță de păr înapoi din ureche. Și ce? Ochii lui Anton s-au rotuncit de uimire, parcă ar fi fost complet șocat. Tu vorbești serios. Adică niciodată, niciodată, în toate sensurile. A întrebat el. Maria nu a putut să-și ascundă zâmbetul. Da, ai înțeles bine, niciodată în toate sensurile, a spus ea, cu un ușor hohot. Ei bine, mărioară, bravoție! a exclamat tânărul. Bine, așa că o să te iert, dar doar pentru că ai stricat-o pe rochie, a spus el, strângând sigara între degetul arătător și cel mare și aruncând-o undeva în întuneric. Anca mă așteaptă. O să ne vedem mai târziu. Apoi a zâmbit din nou, arătându-și din alt perfect aliniati, și a dispărut pe ușa localului. Rămasă singură, Maria a tras o adâncă gură de aer, pregătindu-se să se întoarcă în sala de banchet. Când a intrat, a văzut că Anton deja o îmbrățișa pe fata aniversară. Maria a simțit o emoție nouă, pe care nu o mai experimentase niciodată. Era oare gelozie? A început din nou să se certe cu ea însă și în gândurile ei. Proastă, 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 a spus ea, brusc, surprinsă de vocea unei prezențe invizibile. Ce naiba, de ce mă speri așa? A întrebat-o Maria. Nu, nimic, a spus Iana, ignorând întrebarea. Uite ce bărbat, ce vis! Da, e un adevărat ticălos, a izbucnit Maria, sub privirea intrigată a prietenei sale. Nu a așteptat să-i pună o întrebare logică și i a povestit doar ce s-a întâmplat în curtea interioară. Iana a oftat, dezamăgită. Ce naiba, ești nebună. Trebuia să accepti, a spus ea. Niciodată, a spus Maria, fermă. S-a întors și s-a îndreptat spre bucătărie. Iana a mers după ea, continuând să-și exprime nemulțumirea. Au trecut câteva zile de la ziua ghinionistă a banchetului, iar Maria a avut în sfârșit ocazia să-și ia acel concediu suplimentar pe care i l-a oferit șeful în ziua în care a scos-o de pe canapia, numindu-o manager. În acel moment, Maria a decis să nu stea degeaba, ci să facă o grămadă de treburi care s-au acumulat de mult timp. Maria, salut! Cum au fost weekendurile? a întrebat-o imediat Nicolae Nicolaevici când a apărut în calea ei în prima zi lucrătoare a săptămânii. Bună ziua, sunt bine, mulțumesc, am mers la noul magazin de animale de companie care a deschis recent și am cumpărat pisicei mele un nou culcuș. E uriaș și costă mai mult decât apartamentul meu, a răspuns ea, zâmbind larg și împinându-și brațele în lateral. A da ăștia cu pisicile, a spus Nicolae Nicolaevici, râzând. Și eu am o pisică acasă, o pisicuță numită Bulinele. E tare poznașă. Și cum se numește pisica ta? A întrebat el. Marsic, a zâmbit Maria. Am găsit-o acum câțiva ani într-un magazin, toată bolnavă și slăbită, e dureros să mă amintesc. Să ajuți un biet stăpân fără stăpân, asta e foarte lăudabil. Mă bucur că managerul meu are o suflet atât de bun. Deci, nu m-am îndoit niciodată de asta. Maria, auzind complimentul, s-a înroșit. I s-a făcut chiar puțin jenă. De ce o lăuda atât de mult șeful ei? S-a încordat, pregătindu-se pentru ce avea să spună în continuare. Iată ce voiam să discut cu tine astăzi. Doi întrebări. 1. Îți amintești că ai găsit acele furnizori avantajoși? ei bine, cu carne am pierdut cumva contactele lor. Maria, care a oftat ușurată, a scos telefonul inteligent și i-a dictat numărul de telefon necesar. Apoi a întrebat și a doua întrebare. Vechiul om care s-a sorbit pentru prima dată de Maria, a făcut câțiva pași prin biroul său și s-a așezat pe marginea mesei, mângându-și miustățile pufoase. Fetiță, probabil ai observat că unii dintre angajații noștri, cum să spun, te antipatizează. Maria și-a plecat capul, ca și cum ar fi fost vinovată. Da, am observat, nu știu ce pot să fac pentru a schimba asta. Iartă-mă, Maria, a oftat bătrânul. Nu-mi place bunătatea ta, sincer să fiu, dar în unele momente trebuie să fii mai dură, mai îndrăzneață, mai insistentă, dacă vrei. De exemplu, îți amintești cum din a te -a rugat să o înlocuiești. – Da, a fost acum câteva săptămâni, a răspuns fata, simțind literalmente pe piele că ceva nu era în regulă. – Bine, dar în primul rând eu nu mai sunt ospătar, nu ar trebui să înlocuiesc ospătarii, înțelegi? – Desigur, dar în primul rând Dina nu are nicio soră, iar în al doilea rând a mai fost un caz. Nu de mult, ea a trimis niște prieteni a ei la schimbul tău. – Tu ai lucrat literalmente ultima săptămână înainte de noua numire, nu-i așa? a spus bătrânul, mișcându-și buzele și calculând data. Ei au venit personal la mine și te-au criticat, numindu-te o lucrătoare groaznică. Din fericire, eu știu că nu ești așa. Și în compania acestor tipi am văzut-o de mai multe ori pe Dina. Am înțeles că este prietena ei. Înțelegi unde vreau să duc. Maria a ridicat capul, încercând să alunge lacrimile care îi veneau. Înțeleg sunt prea naivă, a spus ea cu o voce posomorâtă. Da, a zis pătrânul. Dar asta nu e rău și nu e vina ta. Doar că în colectivul nostru și în general în viață, trebuie să fii puțin mai dură, chiar cinică. Știi, oamenii, din păcate, în majoritatea lor nu sunt chiar atât de drăguți și blajini cum am vrea noi. În general, fii atentă, dragă. Bine, a spus Maria, mulțumindu-i șefului am înțeles. Voi încerca. Mulțumesc pentru sfaturi. Acum trebuie să plec, am mult de lucru. Desigur, du-te, a zis pătrânul, așezându-se din nou la biroul său. Maria a luat niște hârtii din sertarele lui și a ieșit în sală. Abia a evitat să se ciocnească de Lydia, o chelneriță tânără care venea alergând. Maria, te căutam, a șoptit Lydia, gâfâind e cineva acolo pentru tine. Vino repede. Cine? A întrebat Maria cu un suspin, suspectând că din nou au venit clienți nemulțumiți. Dar apoi a urmat privirea Lidiei și a rămas uluită. Lângă barul de lângă intrare stătea Anton, în persoană. Și îi zâmbea din toată inima, ținând în mâini un buchet generos de trandafiri roșii. Văzând-o pe fată, el a fluturat din mână în semn de salut. Maria, ce bucurie să te văd! A spus el teatral, înclinându-se ușor. Lidia, care stătea lângă ea, a sărit în sus, neputând să-și ascundă emoțiile. Ce fericită ești tu! Îți invidiez viața! Eu, pe muncă, sunt pentru toată lumea o mizerie. Doamna Serghei a țipat la mine și eu, impresionată, am tăcut, a șoptit Lydia. Ea nu auzise niciodată până atunci ca Maria, care era mereu bună și grijulie, să se comporte astfel. Anton a râs zgomotos când a văzut scena, apoi s-a apropiat de Maria și a întins buchetul. Acesta este pentru tine. Putem vorbi. Maria a preferat să se retragă în curtea interioară, departe de privirile curioase și de urechi, și a dat din cap în semn de acord. Ei bine, să-ți spun o veste uimitoare, a început Anton, mișcându-se pe călcâie m-am despărțit de ea. Acum ești pregătită să ieși cu mine la întâlnire. Cum adică te-ai despărțit? Din cauza mea. A întrebat Maria, privindu-le pe băiat cu o speranță atât de mare încât el nu a putut să nu zâmbească. Pentru cine altcineva? Sigur, din cauza ta. Așa că ești pregătită să ieși cu mine la întâlnire. Maria a repetat cuvintele lui, răsucind în minte perspectiva. Anton era bogat, frumos, de succes și îi plăcea foarte mult. Nu era oare o adevărată poveste de dragoste? Ea și analiza cu frenezie informațiile primite. El se despărțise de ea din cauza ei. Era ca în romane, s-a gândit ea, zâmbind la propria gândire. Dar în mintea ei a apărut imediat o altă idee, mai pragmatică. Dacă el se despărțise atât de ușor de ea, de acea altă frumusețe sclipitoare, nu ar putea să se despartă la fel de ușor și de ea. Lumina bucuriei a dispărut imediat din ochii verzi ai Mariei, lucru care nu a trecut neobservat de Anton. Dar tu ce ai? Nu vrei să ieși cu mine? a întrebat el, sincer surprins. Nu știu. Este atât de neașteptat și rapid, a răspuns ea. Iar în mintea ei a răsunat dialogul recent cu șeful ei. Fi mereu pe fază, își amintea cuvintele lui Nicolae Nikolaevici. Băiatul a râs, arătându-și dinți albi. Cum ai vrut să fie? După un an de relație. Aceasta este doar o întâlnire, o plimbare, numește-o cum vrei. Dacă nu-ți place, pur și simplu pleci. Atunci, Maria, deși încă avea dubii cu privire la corectitudinea alegerii sale, a cedat. Emoțiile au învins, pentru că bărbatul acesta era atât de frumos și de atractiv. Dar rațiunea va aștepta până la urmă, nu-i așa? Ea i-a zâmbit lui Anton cu cochetărie și a dat din cap. Bine, așa să fie! Anton a zâmbit victorios. Excelent! La ce oră termini? La ora șapte. O să vin să te iau la revedere, a spus el, dându-i un sărut obișnuit pe obraz, a fluturat din mână și a plecat. Maria nu a avut timp să se îmbrace cum trebuie, așa că a comandat rapid un singur rochie care i-a plăcut de pe un magazin online. Într-o oră, un curier a adus o pereche de mărim la alegere. La ora șapte, Anton a sosit și a fluierat admirativ când a văzut-o în acea ținută. Ascultă, arăți senzațional! A spus el, Maria a zâmbit și s-a înroșit de compliment. I-a fost foarte plăcută aprecierea lui. Anton a aranjat-o pe locul din fața al mașinii sale Sport de Lux, a închis ușa și a sărit în spatele volanului. Mașina a urlat ca un animal și a plecat în trombă. Maria a fost literalmente îngropată în spătarul scaunului, dar Anton, care părea mulțumit, s-a uitat la ea cu o ușoară ironie. Nu te-a zguduit! a întrebat el. Nu totul este în regulă, a asigurat-o Maria. Dar în acel moment se gândea doar la cum să nu ajungă într-un accident la o asemenea viteză nebună. Anton a oftat mulțumit și a apăsat și mai tare accelerația. Cum au ajuns la restaurant, Maria a reușit să-și amintească foarte vac. În traficul aglomerat, mașina scăzută și zgomotoasă a virat cu atâta grație încât luminile felinarelor și farurile mașinilor care veneau din sens opus au devenit înaintea ei o serie de benzi strălucitoare. La un moment dat, ea chiar a închis ochii ca să nu mai vadă nimic, dar Anton nu părea să-i pese. Și iată că el îi deschidea deja ușa mașinii. Ești ce stai! a spus el. Maria i-a întins mâna rece și subțire s-a simțit stângace când a ieșit din mașină. Oare sunt deja în celălalt capăt al orașului? S-a gândit ea. Da, uite-l, restaurantul ăla scump și faimos. Wow! Capul ei era învârtit și picioarele îi tremurau. Dacă el conducea mereu așa, probabil că nu ar mai ieși niciodată cu el. Dar Anton a luat exclamația ei drept un compliment și s-a umflat literalmente de mândrie. Ce mașină, ce șofer! A râs el și a luat-o de braț, conducând-o pe scările alunecoase de marmură. Înăuntru era pur și simplu superb. A urcat în sala de la etajul 2, de unde se deschidea o priveliște uimitoare asupra golfului și a luminilor orașului de seară. Masa retrasă de lângă fereastră era aranjată cu o asemenea măiestrie încât Maria a fost uimită de arta angajaților care lucrau acolo a început să privească cu atenție fiecare detaliu, ca să-și amintească și să încerce să facă la fel și în cafeneaua ei. Desigur, nu pot ajunge la un astfel de nivel. Sunt necesare investiții grandioase, dar unele lucruri sunt posibile de repetat. Ce ești așa aeriană, Maria? Ce vei comanda? Voci lui Anton a readus-o la realitate. Lângă ea stătea o chelneriță îmbrăcată elegant, cu un zâmbet pe buze recomandăm preparatele noastre tradiționale, de la chef. Ce veți bea? Șampanie. Așa că să luăm. Pentru început, alegem ceva ușor. Anton s-a așezat confortabil în fotoliu și a zâmbit indulgent. Ei bine, haideți să ne aducă un șampanie brut și, dacă aveți, un șampanie rose. Cu plăcere, imediat. Chestionarul a dat din cap. Un excelent început pentru o seară romantică. Știi să te descurci, nu mă așteptam. Este meseria mea. Maria i-a răspuns cu modestie. Stând acolo, în acel salon elegant, ea tot nu putea să creadă că un astfel de bărbat a acordat atenție ei. Pe ea, o simplă fată crescută într-un orfelinat, o fată fără educație, fără scripire burgheză, fără frumusețe de model ea a fost întotdeauna înclinată să se subestimeze. Din când în când chiar se mușca ușor de lobul urechii, când Anton nu vedea, pentru a se asigura că tot ce se întâmplă cu ea nu este un vis minunat, ci realitate. Și iată o, o absolventă de orfelinat, o fată de nimeni, care stă aici, într-o rochie elegantă și scumpă, în fața bărbatului visurilor ei. Cum să crezi în asta? Maria a spus Anton, ștergându-și buzele cu șervețelul. Cum ți s-a părut cina? Foarte bine, a zâmbit Maria. Mulțumesc pentru seara asta. Recunosc sincer, acesta este primul meu adevărat date. Nu-i adevărat, a râs ușor Anton, clătinând din cap. De unde ai apărut, Maria? Fata a ridicat doar din umeri, misterioasă. Nu voia să-i spună totul despre ea așa. Anton a făcut semn chelneriței să aducă nota. Și acum, ce planuri avem? Mergem la mine sau la un hotel? Maria a palit și s-a speriat pe bune. Nu, a zis Anton, zâmbind viclen. Ce e în neregulă? Ce prostie! M-am despărțit de prietena mea, așa cum ai vrut tu. Ce altceva ți mai trebuie? Maria s-a ridicat de la masă, urmându-le. Nu am nevoie de nimic. Nu voi dormi cu un bărbat înainte de nuntă. Este principiul meu. I-a luat în mâini geanta neagră mică și se îndrepta deja spre ieșire din restaurant, dar Anton a ajuns-o în două salturi și a tras-o brusc spre el. Ce faci, proastă? I-a spus el, sărutând-o pe gât și mângându-i spatele col. Nu fi proastă, hai să mergem. Nu-ți voi face nimic rău tot înăuntrul Mariei se răsturna de la apropierea lui, de la mirosul lui și de la respirația lui fierbinte, dar a găsit puterea să-și îndepărteze mâinile de pe el. Nu, Anton, nu merg nicăieri. Îmi pare rău că ți-am pierdut timpul, dar a spus ea, căutând cuvintele potrivite. Te rog, înțelege, pur și simplu nu pot. Și în plus, am un pisic acasă, singur. El -a, a privit cu implorare pe tânăr și a fugit literalmente în jos. S-a refugiat în siguranța toaletei pentru femei, unde și-a revenit, s-a răcorit și a comandat un taxi. Anton a rămas perplex în picioare lângă scări. Așa că are un singur cot, a mormăit el și a izbucnit în râs. Maria s-a întors acasă în lacrima mare. Era atât de jignită că Anton o luase pentru o astfel de fată ușoară. A scăpat de pantofii ei incomodi și a sărit în pat, îngropându-și fața în pernă. Toată dimineața a fost sfâșiată de durere și de resentimente, care nu-i dădeau timp să se calmeze. Și-a tras de păr. Ce este în neregulă cu mine? Nu înțelegea de ce Anton se comportase așa. La auzul plânsului ei, ascuns de pernă, a venit îngrijorat Mars, s-a înghesuiat lângă ea, și-a lipit botul de obraz și a ronronat. Doar tu mă iubești, Mars, a spus fata, ștersându-și lacrimile. Și așa a dormit în rochia ei de lux, în brațele pisicii ei iubite. A doua zi, prietenele ei, intrigate, au întrebat-o pe Maria cum a decurs întâlnirea ei. Natalia a fost uimită de răspunsul ei. Maria nu avea nicio dorință să discute despre Anton, mai ales că el nu mai apăruse și nici măcar nu o sunase să vadă cum ajunsese acasă. Nicio dragoste, a concluzionat ea, rezumând întâlnirea nereușită. Maria și-a interzis să se mai gândească la acest bărbat bogat și rău. În ultimele zile, Maria a petrecut tot mai mult timp cu șeful ei. Ele îi acordau atenție deosebită în procesul de formare a noii sale managere. În plus, ei beau cafea împreună, degustă noi feluri de mâncare pentru a decide dacă să le introducă în meniu sau nu, pur și simplu vorbeau, discutau despre animalele lor de companie, dezvoltau o strategie de publicitate și alte aspecte de lucru. Și astăzi Maria îi explica lui Nicolae Nicolae următoarea sa idee, când deodată s-a auzit o bătaie insistentă în ușa biroului și, fără să aștepte un răspuns, Ianca a băgat capul în ușa ușor deschizată. Maria Sergeevna a spus chelnerița, încercând să respecte eticheta de afaceri. Acolo, acolo, nu vei crede, nu mai rezistând, a trecut la tu. Ce s-a întâmplat? Conducerea s-a ridicat de pe scaun. Ce se întâmplă din nou? S-a îngrijorat. E acolo iubitul tău, a venit din nou, a râs veselă și a spus, da, du-te să vezi singură de nerăbdare, ea se infiltra deja complet în biroul șefului și o trage pe Maria după ea. Noi, fetele, suntem în șoc, nici nu te gândi, nu fi proastă, ci mai bine acceptă, a șoptit toată drumul pe scări la urechea unei Maria care nu înțelegea nimic. Ianca, te rog, oprește-te, a implorat ea în cele din urmă, cu ce să accept. O să vezi tu, a râs entuziasmat Ianca, și a împins-o literalmente în sală. Mă uitând la ceea ce se întâmpla, Maria a țipat ușor în mijlocul camerei, fără să se simte deloc jenată de numeroși clienți. Acolo stătea Anton în costumul său alb de ceremonie, lângă el se afla o coș imens, plin cu o varietate de flori de neimaginat, în spate, de-a lungul unei dintre pereți, se afla un mic orchestră. Văzându-o pe Maria, Anton a făcut un semn cu mâna, muzicieni au început să cânte o melodie fermecătoare, iar el însuși s-a apropiat de ea și s-a așezat în genunchi. În mâna întinsă se afla o cutie de catifia roșie. Draga mea Maria, am reflectat la cuvintele tale, ai dreptate, cu o astfel de femeie nu se poate trata cu superficialitate, așa că am luat o decizie rapidă. A deschis cutia în interior sclipea un inel cu o piatră impresionantă vei fi soția mea. A întrebat el în șoaptă. Maria a înghețat ca o statuie veche sau ca o prințesă fermecată dintr-o poveste, pe care o vrăjitoare rea i-a aruncat blestemul ei groaznic. În jur s-a adunat deja aproape tot personalul liber, iar chiar și unii dintre clienți priveau curios din bucătărie tehnicieni și bucătarii. Toți ei tângeau nu numai la pâine, ci și la spectacole. Oamenii au înghețat, la fel ca și Maria însă și, așteptând răspunsul ei. Nu știu, așteaptă, te rog, a ieșit ea brusc și a fugit înapoi în sus pe scări. Maria a strigat ea disperată, intrând în biroul familiar al lui Nicolae Nicolaevici. Numai tu, numai tu poți să mă ajuți acum. Ce s-a întâmplat, doamne, doamne? S-a îngrijorat patronul și a ieșit de la masă. Ce s-a întâmplat? El a îmbrățișat-o pe fata tremurătoare de umeri și s-a uitat în fața ei. Ce e cu tine? El, el a adus un inel, a șoptit ea cu un glas tremurător. Maria, cine este acest ticălos bogat? Da, mi-a făcut o cerere în căsătorie, el încă mai așteaptă. Te rog, spunem ce să fac. Nu am pe nimeni altcineva. Și Maria a izbucnit în plâns, întorcând fața numărul bătrânului. Bine, copila mea, am îngăiat-o patronul în cap cu mâna lui aspră și a încercat să o liniștească. Ai făcut bine că ai venit să ceri sfatul meu. Am trăit viața mea, am văzut multe și pe ăștia ca Antonul tău, îi văd ca pe o carte deschisă. El i-a ridicat fața de la bărbie. Nu ar trebui să accepti, a spus el ferm, strâmbând sprâncenele. Altfel te poți prinde cu mâinile în cap mai târziu. Tonul bătrânului s-a schimbat până la nerecunoaștere. El vorbea cu atâta grijă în glas, cu atâta tristețe evidentă, de parcă ar fi pierdut un copil al său. Acum du-te și ia-ți destinul în mâini și gândește-te bine la decizia ta, nu lua o decizie prită, i-a spus el în cele din urmă. Maria îi se învârtea capul și i-a ochii. Pentru o clipă i s-a părut că pe ambele părți ale umerilor ei stăteau două creaturi diferite și fiecare îi șoptea sfaturi. Unul insista, desigur, acceptă, proastă. O astfel de șansă se oferă o singură dată în viață. Dacă o pierzi, nu vei mai întâlni niciodată un astfel de bărbat. Iar celălalt, cu capul limpede, spunea, nu merită să sari în capătul adâncului. Dacă te iubește cu adevărat, va înțelege totul și te va aștepta până când vei fi pregătită. Și iată că ea ia stă din nou în fața lui, deja vizibil nervoasă ce faci, te prefaci că te machiezi. A râs el, încercând să-și ascundă dezamăgirea după fuga ei. Așa că ce mi-ai spune, dragă, te iubesc și vreau să devi soția mea, ce altceva trebuie să fac pentru ca să accepti? Mă gândesc, a spus ea încet. I-a privit în jur în sala care aștepta cu sufletul la gură, apoi s-a uitat în ochii lui Anton. În ei a văzut ceea ce dorea să vadă, iubire fără limite, speranță și așteptări. Desigur, sunt de acord, a spus dintr-o dată cineva parcă chiar lângă ea, ca și cum ar vorbi în locul ei. Iar ea încă nu a avut timp să înțeleagă nimic, când în jur au început să strige în cor ura. Amar. Și un mic orchestru a început să cânte o muzică triumfală. Sala a explodat în aplauze, angajații zâmbeau unul după altul, felicitau îndrăgostiții și iată că pe degetul ei sclipește un inel uriaș. Anton o îmbrățișează de umeri, o sărută pe buze în fața tuturor și doar în memorie a rămas un disconfort neplăcut. Privirea răutăcioasă și neprietenoasă a Dianei. Fără a număra acel primul sărut, care a avut loc în curtea interioară, acest sărut public și logodna șocantă care a urmat au fost doar al treilea din viața ei. Cel mai important a fost primul. Acesta a avut loc încă în adolescență, în orfelinatul său natal. Iubitul ei tânăr, Misha, era coleg de clasă cu ea. Când au realizat că se plac, amândoi aveau 16 ani, adolescenții s-au sfit mult timp, dar într-o zi interesul fierbinte și sentimentele sincere au prevalat și, ascunzându-se undeva în spatele curții, tinerii s-au sărutat pentru prima dată. Dar relația lor nu a reușit să se dezvolte pe deplin. Mișa a părăsit orfelinatul la câteva săptămâni după acel sărut spre deosebire de Maria, băiatul avea părinți, dar la un moment dat le au fost retrase drepturile părintești. Și tocmai în acel interval de timp, când Maria singură și vulnerabilă a găsit, după cum i se părea, pe omul ei în această lume, Mișa a fost luat din orfelinat de niște rude îndepărtate. Iar după ce a fost încredințată, Maria nu a mai auzit niciodată nimic despre iubitul ei. Așa că Anton nu a fost prima ei dragoste, în sensul clasic al acestui concept, dar el a reușit într-un fel să atingă o coardă sensibilă în sufletul ei. Sărutul cu el, în măsura în care a putut să-l analizeze, deja fiind singură cu ea însă și, nu se putea compara cu sărutul din acea tinerețe îndepărtată, dar era mai încrezător în sine. El era un bărbat adevărat, un astfel de bărbat, în spatele căruia Maria va fi ca în spatele unui zid de piatră. Așa i se părea, cel puțin, dar atunci, în cafenea, după scena de neuitat cu cererea în căsătorie și inel, Anton a scos brusc niște hârtii. Uite, cu mândrie, a spus el, știam că vei accepta, așa că am avut curajul și am pregătit deja documentele pentru căsătoria noastră. De la tine se cere doar să-ți pui semnătura, restul este treaba mea. El și-a coborât vocea, dar înțelegi, am folosit relațiile mele și nu trebuie să așteptăm. Ne putem căsători chiar mâine, ce fel de nuntă vrei? Mâinile Mariei s-au zguduit, ea s-a uitat atent la mire. De ce așa de repede? Noi aproape că nu ne cunoaștem, de ce te grăbești? Anton a încruntat neîncântat. Te grăbești! Tu iar cu ale tale, te iubesc și vreau să devi soția mea. Erau? El și-a coborât capul, îndreptându-și privirea spre pantofilului la cuiți perfect. Știi, dacă pentru tine asta e grabă, poți și să refuzi. Credeam că și tu mă iubești, dar nu, a țipat brusc Maria. Ea s-a și smintit de emoțiile ei excesive și s-a uitat cu privire atentă și tristă în jur. În ea se uita Nicolae Nicolaevici, stând în colțul sălii, ea s-a întors înapoi la iubitul ei. Adică eu și eu te iubesc, doar că nu m-am așteptat ca totul să fie așa. Băiatul a zâmbit din nou. Cum așa, iubiții mei, eu un cerc special pentru tine, el a întins fetei hârtia în mâini și a scos din buzunar un parcher aurit. Hai să semnezi, Maria, ușor încruntată, a citit documentul, Anton nu a mințit, era într-adevăr o cerere la registratură. Ea a examinat cu atenție tot ce era scris, apoi a întrebat uimită, de unde ai toate datele mele? Antonia a aruncat fetei o privire veselă. Puterea dragostei, Maria i-a zâmbit slab, ea deja și întinsese mâna pentru a pune semnătura, dar ceva a oprit-o, fata s-a gândit. Iată că i-au apărut din nou cuvintele șefului. Ea a rotit în palmă pixul și totuși a pus semnătura. Asta e soarta, asta e dragostea adevărată, se convingea ea, alungând gândurile obositoare. Anton părea să se topească. Te iubesc, a țipat el, din nou atrăgând atenția celor din jur dar trebuie să plec, el a pliat cu grijă în dosar foile semnate. Mă ocup imediat de toate documentele și știi ce, propun să sărbătorim nunta noastră chiar aici, ce zici? El și-a întins brațele, parcă ar fi vrut să cuprindă întregul mic salon. Ce să spun, Maria a zâmbit bâlând, atunci de la tine pregătirea sărbătorii, iar de la mine plata și tot cealaltă. El a îmbrățișat-o pe fată pentru ultima oară și a dispărut în ușile cafenelei la Maria s-a apropiat imediat Nicolae Nicolaevici. Pe fața lui se zărea îngrijorare. Maria, ce tocmai ai semnat? A întrebat îngrijorat bătrânul. O cerere în căsătorie. Ne căsătorim foarte curând, a răspuns fata, încercând să-și dea glasul lui un ton mândru. Nicolae Nicolaevici și-a încruntat și mai tare sprâncenele albe. Dacă ar fi să judeci după expresia feței sale, s-ar putea crede că s-a întâmplat ceva groaznic. El a târât-o pe Maria în biroul său și a spus sever, Maria, și dacă nu este pentru căsătorie. Și dacă te înșală, te jefuie. Și dacă folosește semnătura ta pentru a lua un credit. Maria a râs. Nicolae Nicolaevici, ce credit! Știți bine că Anton este din cea mai bogată familie din oraș și nu are nevoie de nimic de la mine. Ei bine, gândește-te singur, a strâmbat din nas bătrânul. Poți jefui un om chiar și fără să iei un ban. Sper să nu te confrunți cu asta. Cu un gest, el a dat de înțeles că conversația lor a luat sfârșit. Maria l-a mulțumit politicos și a plecat, dându-și ușor din umeri. Iar el a rămas să se gândească. Și chiar el îl cunoștea bine pe Anton. Acești oameni nu au avut niciodată nevoie de bani în viața lor, din potrivă, erau atât de bogați încât își puteau permite orice. Dar totuși, ceva aici era cu siguranță în neregulă. Dar în curând, Maria a fost înghițită de agitația dinaintea anunții. Uitând de toate celelalte, ea a ales cu atenție tot ce avea cel puțin o legătură cu nunta ei. Ea nu putea să creadă cu adevărat cât de norocoasă era cu Anton a ales cu atenție florile, a petrecut ore întregi studiind meniul festiv și chiar și asupra alegerii culorii șervețelelor, Maria a suferit câteva ore lungi și plictisitoare. Ea voia ca totul să fie frumos, de neuitat, perfect. Deși lista invitațiilor era destul de modestă, în principal prietenii lui Anton, pentru că Maria nu avea pe cine să invite în afară de ei. Invitatul principal al fetei a fost șeful ei, Nicolae Nicolaevici. Era evident că nu era încântat de această nuntă, dar, desigur, nu a refuzat invitația. Maria îl respecta și chiar îl iubea pe acest bătrân cârcotitor, pentru că tocmai el îi dăduse fetei tot ce avea în prezent. La urma urmei, tocmai datorită lui, Maria l-a cunoscut pe viitorul ei soț. Cu câteva zile înainte de nuntă, s-a dovedit un alt lucru neplăcut. Părinții Mirelui nu au putut veni la nuntă, deoarece erau plecați în străinătate și aveau acolo niște afaceri urgente. Maria, desigur, a fost dezamăgită de această veste, dar nu a dat nimic de înțeles. Mai mult, Antonia a promis că îi va organiza sărbători familiale după luna de miere. Crezimă, scumpo, nu vei pierde prea mult dacă nu-i vei vedea în biroul de înregistrare pe părinții mei. În ziua solemnă, Maria a avut parte de încă o surpriză. Anton a aranjat ca registratorul de la biroul de înregistrare să vină la ei și toată nunta a avut loc în pereții cafenelei. Se pare că această serviciu se numește înregistrare în afara biroului. Maria a verificat rapid pe internet. Într-adevăr, există așa ceva. În ceea ce o privește pe ea însă și i-a pregătit totul perfect. Sala era decorată cu flori albe și liliac. Culoarea principală a sărbătorii a fost lavanda, totul fiind amenajat în nuanțe pastelate delicate. Prietenii lui Anton s-au dovedit a fi, așa cum era de așteptat, neobișnuiți. Toți erau incredibil de sclipitori, bogați și influenți. Au privit cu atenție cafeneaua, dar, probabil din politețe, nu au spus nimic. Cu toate acestea, în privirile lor se citea cu siguranță ostilitate și superioritate. Maria a încercat să nu acorde atenție unor astfel de fiacuri, nimic în acea zi nu putea strica bucuria și fericirea ei. Chiar și privirile nemulțumite ale oaspeților mirelui. Ospătarii care serveau banchetul s-au împărțit în două tabere. Unii erau fericiți pentru Maria, încurajându-o și făcându-i complimente pentru rochia ei albă minunată și coafura excelentă. Alții nu au reușit să ascundă nici ostilitatea, nici invidia evidentă. Pe partea lui Maria, Iana și Linoca au jucat rolul domnișoarelor de onoare, îmbrăcate în rochii de lavandă. Iar când tinerii căsătoriți și-au schimbat verighetele, chiar și cei mai nemulțumiți nu au putut ascunde zâmbetele fericite. Și chiar și Nicolae Nicolaevici nu a putut să-și stăpânească o lacrimă singuratică. A văzut cât de fericită era Maria, a văzut cu ce grijă și dragoste o trata soțul ei proaspăt probabil că m-am înșelat, a gândit-o în sine stătător proprietarul cafenelei. Dragostea lovește pe om, uneori în cele mai neașteptate locuri. Și nu este Maria cea mai frumoasă fată din lume. Imediat după dansul tinerilor căsătoriți, o fată înaltă și impunătoare s-a apropiat de ei. Avea aproximativ 30 de ani, era îmbrăcată într-o rochie neagră de mătase minunată, iar părul ei strălucitor se revărsa pe spate. Anton, pot să te vorbesc o clipă? A întrebat ea cu un zâmbet răutăcios. De ce cu un zâmbet? A întrebat tânărul, fără să-și lase soția tânără din brațe. Spunem așa, nu am nimic de ascuns de soția mea, a râs el vesel, privind-o în ochii lui Maria. Maria s-a simțit stânjenită, dar dacă este ceva important, nu, a spus Anton, ca și cum ar fi tăiat cu cuțitul. Fata care s-a apropiat de ei și-a strâns buzele, a privit lung și atent la Anton și apoi a spus, bine, o să-ți spun. Anton, te rog, gândește-te bine la viața ta de familie. A ales cuvintele cu grijă, iar Maria a înțeles că, în mod direct, această frumusețe nu poate spune ce are pe suflet. Știi, oamenii vinu sunt jucării pe care le poți folosi și apoi le arunci când nu mai ai nevoie de ele a încheiat în mod misterios, a dat din cap și s-a îndepărtat. Maria s-a îngrijorat, dar Anton a râs doar cu poftă. Da, ea doar mă invidiază. A tot alergat după mine toată școala, iar nouă trebuie să mergem la hotel, a spus el, privind-o cu un asemenea aer, încât Maria, care era o fată timidă și modestă, a devenit roșie în obraș îndată. Dar cum rămâne cu aspeții? A întrebat ea aproape plângând. Ce oaspeți? A replicat bărbatul. Ei se vor distra și fără noi, iar pe noi ne așteaptă, a spus el ceva la ureche și Maria a chicotit stânjenit. Maria a închis ochii și a simțit cum soarele o lovește cu razele sale puternice. A vrut să se ridice imediat. Prima gând care i-a venit în minte a fost munca, și că a întârziat. Dar imediat și-a amintit de ziua de ieri, de nuntă, apoi de noaptea trecută fără să deschidă ochii, a zâmbit, s-a întins cu plăcere și nu a găsit pe nimeni lângă ea. Îngrijorată, Maria s-a ridicat în pat, s-a înfășurat în cearșaf și a plecat să-și caute soțul. Deoarece camera era pur și simplu uriașă, dar nici în sufragerie și nici în baie nu l-a găsit. Inima tinerei soții a fost înțepată de un sentiment neplăcut. O bănuială, dar Maria s-a îndepărtat rapid de suspiciunile stupide, hotărând că Anton ar fi putut pleca, de exemplu, pentru serviciu. Așa a fost pe măsuța de cafea. A observat o notă mică, pe ea era scris, iubita mea, bună dimineața, trebuie să plec urgent, treburi importante. Ne vedem mai târziu la prânz, la cafeneaua ta. Te iubesc, sărut toate ale tale, știi a citit notița și s-a zâmbit la amintirile sale și din nou s-a înroșit. În cafenea, apariția ei a produs un adevărat furor. Toate chelnerițele o felicitau, chicoteau și o asaltau cu întrebări și doar din a, a întrebat rece, de ce nu ești încă în Maldive? Maria i-a răspuns cu un zâmbet disprețuitor și i-a promis ei însă și să o concedieze pe această curvă la prima ocazie. Apoi, a verificat problemele curente, a băut o cafea și nu a găsit cu ce să se ocupe. Astăzi, ea era înlocuită de Iana, pe care o pregătea de mult timp pentru postul de ajunt. La urma urmei, viața unei femei căsătorite presupune tot felul de schimbări neașteptate. Maria și-a zâmbit din nou gândurilor. Da, ea era cu siguranță pregătită pentru orice schimbare, iar aceste sentimente de bucurie îi inspirau o nouă speranță. Apropiindu-se de prânz, Maria a început să se îngrijoreze. Anton nu scrisese nimic și ea însă și nu îndrăznea să scrie sau să sune, de teamă să nu-l distragă de la treburi importante. Așa că au trecut câteva ore, iar când soarele a început să apună, Maria a început să-și piardă cumpătul, pentru că Anton încă nu apăruse. S-ar putea să-i se fi întâmplat ceva. Îngrijorată, ea a încercat să-și sune soțul, dar el nu a răspuns la apelul primit. Mâinile tinerei soții tremurau de frică pentru soțul ei, iar în gândurile ei începeau să se contureze diferite orori. Iată că ușa de la cafenea s-a deschis brusc, în prag apărând Anton, înconjurat de o companie de prieteni. Maria a fost fericită! Doamne, unde ai fost? Ești bine! a țipat ea spre el, dar s-a oprit brusc pe jumătatea drumului. Lângă el, în dreapta se afla exact acea fată cu care el se întâlnea înainte de Maria. Era ziua ei de naștere, o companie de bogați sărbătorea în acea cafenea, iar Maria se cunoscuse cu Anton chiar la ziua ei de naștere. Ea a încremenit pe loc, încercând să înțeleagă ce înseamnă toate astea. Compania veselă nu a fost deloc jenat, așezându-se rapid la un scaun liber. Se pare că toți, inclusiv Anton, erau deja beți. Fosta iubita lui Anton a lui Antona a întrebat-o pe Maria cu un zâmbet ironic: Ei, tânără, nu vrei să le oferi o masă a speților soțului tău. Și a râs tare, aruncând capul înapoi. Antona a râs împreună cu ea, iar Maria a fost șocată. Toate privirile erau din nou îndreptate spre ea, dar acum o senzație arzătoare de rușine îi înroșea fața. Dar ea și-a învins emoțiile și s-a apropiat. Dragă, ce înseamnă toate astea? A încercat ea să-l ia de mână, dar el a respins-o și a zâmbit. Asta înseamnă că ești o imbecilă, Marusia. A spus aceste cuvinte crude atât de tare pe cât a putut, iar cei din jur s-au oprit imediat din vorbire, ascultând conversația proaspăt căsătoriților. Asta înseamnă că am pariat pe tine, a strigat el din nou. Anton încetează, ce vorbești? A răspuns Maria în lacrimi. Hai să plecăm de aici, să vorbim în privat. Nu, lasă să știe toată lumea ce proastă ești, a spus băiatul, aruncând un pahar de whisky în jos și ieșind în centrul sălii. Ascultați, toată lumea, a strigat el zâmbind. Și-am pariat o sumă frumușică că pot să o fac pe această inocentă să se culce cu mine, beat fiind, a spus el, adresându-se celor din jur. Hahaha, ha, ha, ați văzut vreodată așa niște călugărițe. E o raritate și am mi-a spus că s-a despărțit de iubitul ei, dar nu a vrut să audă. Am dus-o pe această săracă la un restaurant scump și totuși a fost nevoie să trișez. Am falsificat documentele și tot restul, ca să creadă această proastă orfană că s-a căsătorit cu ea cu adevărat. Desigur, această nuntă a fost o farsă, o înșelăciune. Nu aș putea să mă căsătoresc niciodată cu cineva ca tine. E doar o glumă, ce te-ai imaginat? A aruncat el un privir disprețuitoare către Maria. Da, de fapt, nu am de gând să mă căsătoresc, îmi trebuia doar să câștig acel pariu, atâta tot. Acum servește-ne așa cum se cuvine unei chelnerițe, pentru că acum ești tocmai o chelneriță. Ești o nenorocită, nu-i așa? Haide, insistă el, apropiindu-se aproape. Haide, sau ai uitat cum ai făcut-o aseară noaptea? Și Anton zâmb, privind-o direct în ochi. Ea era deja tremurândă și în colțul ochilor îi se adunaseră lacrimi. Era pe cale să răspundă, când deodată se auzi un pocnet și toți vizitatorii au început să fugă în panică. Cine încotro, lăsând lucrurile lor să zacă nesupravegheate în mijlocul sălii? Deodată în centrul sălii se afla chiar Nicolae Nicolaevici, cu o pușcă de vânătoare cu două țevi în mână. Compania lui Anton, uitându-se de distracție, a ieșit din cameră în primele rânduri abandonându-și liderul, subordonații s-au ascuns în colțuri și, după câteva minute, în centrul sălii au rămas doar Anton, Maria și un Nicolae Nicolaevici înfuriat. După ce și-a reîncărcat pușca după primul foc în aer, a șoptit, adresându-se lui Anton, imediat, îți ceri scuze în fața fetei. A îndreptat va puștii direct către el. Și ți-ai cere scuze. De asemenea, te vei căsători cu ea, a spus ferm bătrânul. Anton tare, aruncând capul înapoi, dar în ochii lui se putea citi teamă, deci băiatul făcea tot posibilul să nu o arate. Maria s-a apropiat încet de bătrân, șoptindu-i la ureche, nu este nevoie, nu merită. Șeful nu i-a răspuns, ci doar a dat din numeri cu nerăbdare, scuturându-i mâna și nu a coborât pușca. – Mătușă, te-ai dat complet peste cap! – Du-te, dracului, idiotule! A scuipat în fața lui Nicolae Nicolaevici. Nu mă voi căsători cu puiul tău și dă-te dracului. Mă bag din tot sufletul din acesta zil de nebuni. A făcut o mișcare pentru a pleca, dar vocea severă l-a oprit din nou, îți cer scuze în fața ei. Ia dracuție! A țipat înapoi Anton, speriat. Trage, ticălosule, trage! Iar apoi părinții mei îți vor face ceva, dar Anton nu a apucat să termine, când a răsunat un nou foc. Nicolae Nicolaevici a nimerit în podeaua de lângă picioarele tâlharului, dar a atins accidental una dintre membrele sale. Tânărul căzut a urlat. De durere, Maria a strigat de groază. Angajații cafenelei au ieșit din ascunzătorile lor. Nicolae Nicolaevici s-a apropiat încet de tânărul care zăcea pe podea îți vei cere scuze și te vei căsători cu ea, a repetat el cu asprime. A privit în jurul său la angajații săi și a aruncat cu nonșalanță, chemați o ambulanță pentru acest ticălos. Bătrânul a scuipat pe Anton și a dispărut în ușa biroului său, lăsându-i pe toți în confuzie. Maria a alergat după Nicolae Nicolaevici. Mulțumesc, mulțumesc că ai intervenit pentru mine, a spus Maria, căzând în genunchi în fața bătrânului dar acum ce? Ce se va întâmpla? Te vor aresta, nu-i așa? A întrebat ea plângând. Bătrânul a ridicat-o pe fată și a așezat-o pe un scaun aflat în apropiere. Nu, nu plânge, îi spuse el, mângându-i capul. În ciuda acestui sfat, Maria a izbucnit în lacrimi cu o forță nouă. Se simțea umilită, distrusă, călcată în picioare de pantofi largi, lăcuiți, ai tâlharului bogat. În plus, ea era și vinovată, l-a pus în pericol pe singurul om care a avut grijă de ea, care a acceptat-o și i-a dat un bilet pentru o viață normală. În cele din urmă, Maria și-a ridicat ochii în lacrimi, umflați de lacrimi, spre bătrân. Iartă-mă, a șoptit ea încet, iartă-mă. Trebuie să pleci imediat, știi că părinții lui sunt foarte influenți. Trebuie să pleci imediat, a spus ea cu fermitate. Totul este în regulă, tu nu ai nicio vină, a răspuns bătrânul calm. Și cu mine nu se va întâmpla nimic rău. Te asigur, s-a ridicat, lăsându-o pe Maria să stea pe scaun, a turnat un pahar cu apă din boilerul care se afla în biroul său și a continuat să vorbească. Maria îl cunosc foarte bine pe părinții lui, acești oameni sunt destul de cinstiți. Cred că dacă ar afla ce s-a întâmplat, ar lua partea ta, dar dacă chiar mă vor aresta, atunci așa este soarta mea. Și nu regret ce am făcut, a concluzionat bătrânul. Ușurându-se de lacrimi, Maria s-a gândit, a băut încet apa și a spus ferm, cred că știu ce trebuie să facem. De la ziua evenimentului oribil au trecut trei săptămâni, despre Anton nu se știa nimic. Gândindu-se la tot ce s-a întâmplat, Maria s-a prins că are gânduri rele și chiar periculoase. A realizat că și-ar dori ca Anton să moară. Realizând acest lucru, ea s-a speriat serios de sine, căutând să moară o persoană. Cum am ajuns la asta? S-a gândit speriată fata. Neputând să alunge aceste gânduri demonice din capul ei, timpul a trecut, dar până acum nu a vindecat-o. În ciuda zica lei răspândite, chiar și în acest timp scurt, când fata naivă și bună Maria a devenit deja o altă persoană. Ceea ce s-a întâmplat a făcut-o mai matură și mai înțeleaptă. Uneori chiar ei se părea că, ca pasărea Foenix, a ars până la pământ și a înviat din cenușă. Într-o zi ea a decis în sfârșit să acționeze, a avertizat-o pe Ema că va întârzia dimineața și a mers la secția de poliție. Bună ziua, a salutat-o nepăsător angajatul de serviciu. El stătea la un mic birou, cu capul plecat peste niște hârtii. Vă rog, așezați-vă, a spus el. Sunt sergent major de poliție internă, Akimov Mihail Alexandrovici. Pentru ce vă pot ajuta? El a ridicat capul și Maria a strigat ușor de uimire. Mișa, Mișa, este adevărat că ești tu, Tânărul sergent părea că a uitat să respire. Cu ochii mari, el se uita uluit la vizitatoarea sa. Maria, nu-mi vine să cred ochilor. Ce frumoasă ai devenit! Maria a zâmbit slab, stânjenindu-se involuntar și întorcându-și privirea. În fața ei stătea el, Mișu, prima ei și, probabil, singura ei dragoste adevărată. Ultima dată când s-au văzut a fost cu mulți ani în urmă, în ziua în care el, încă adolescent, părăsea zidurile orfelinatului. De atunci, ea se gândea la el foarte des. Ești acum anchetator, nu? Tânărul băiat a zâmbit larg. Ei bine, aproape. Sunt încă asistent, dar învăț repede. Șefii mă laudă, spun că voi realiza multe. El a tras adânc aer și a tăcut. Iar tu, ce e cu tine? Iată că eu mă laud aici, iar tu ai avut probleme. Hai, spunem ce s-a întâmplat. La sfârșitul povestirii ei triste, el deja urla de furie, neascunzându-și furia. O să-l omor pe nemernic. Maria a scuturat din cap. Nu, nu, calmează-te, te rog. Nu merită. În cele din urmă, după ce au consultat colegii mai mari au întocmit o plângere pentru fraudă și viol. Maria a spus Mihail cu bâlândețe, atinându-i mâna. Înțeleg că acum îți este greu, dar poate să ieșim undeva împreună. Dar Maria și-a tras mâna și pe ochii ei au apărut din nou lacrimi. Nu, încă nu pot, îți cer scuze. Anton, șchiopătând, a ieșit din taxi cu câteva ore în urmă. Maria l-a sunat și a cerut o întâlnire urgentă, fără a-i da detalii exacte. La început, băiatul a fost uluit de o asemenea obraznicie, dar, după ce s-a gândit, a acceptat întâlnirea. A sunat imediat pe prietenii săi, invitându-i să meargă împreună. Hai să ne hăhăim pe această bătrână cu barbă, i-a încurajat el. Dar cea mai mare parte a companiei de bogați nu a vrut să se implice din nou în această poveste. În cele din urmă, au vrut să meargă împreună cu Anton doar două persoane, prietena sa, Alena, și prietenul său, pe nume Oleg. Alena l-a ajutat pe băiat să iasă din mașină, ținându-le de braț, pentru că piciorul lui era încă în Gips. Oleg se uita la soare, încruntându-se. Ajunși în fața cafenelei, Anton s-a pregătit să strige o insultă pentru iubita lui, dar a rămas blocat pe loc. Înăuntru, în compania Mariei și a bătrânului de la marginea drumului, care l-a împușcat în cap, stăteau părinții lui. Iată-te și tu, a spus mama băiatului, privindu-le cu severitate. Stai jos, a indicat ea spre locul de lângă ea, ca unui elev obraznic. Anton s-a așezat încet pe locul oferit. S-a întors, dar Alena și Oleg dispăruseră deja. A înghițit greu, realizând că părinții lui nu vor aproba comportamentul său. Uite, uite, a spus Maria, oferindu-i lui Anton o hârtie. El a examinat documentul cu privire rapidă și a înlemnit. Era o citație de la poliție, la care era atașată o copie a unei declarații de martori. Anton s-a uitat la părinții săi. Nu e vina mea, nu e adevărat, a strigat el, justificându-se. Taci din gură a țipat tatăl tipului, care tăcuse până atunci. Ascultă, cel mai bine va spune, a pronunțat ferm Maria, dacă nu îndeplinești ceea ce îți cer, nu mai răspund. Declarația ta o să ajungi la închisoare pentru înșelăciune și viol. A făcut o pauză lungă. Sper că știi cum sunt tratați violatorii în închisoare. Părinții tăi, așa cum înțelegi deja, nu te vor ajuta. Fata s-a uitat la cuplul în vârstă. Aceștia au dat din cap în sincron. Maria a continuat, dar ai o altă opțiune. Pot să-mi retrag plângerea, dar doar cu condiția să te căsătorești cu mine, pentru că sunt însărcinată cu copilul tău. Ea a privit pe toți cei prezenți și a încheiat, alegerea ea ta. Anton a tăcut cu îndârjire. Vestea că va deveni în curând tată nu i-a adăugat entuziasm. În cele din urmă, și-a ridicat privirea groaie. Așa că voi toți v-ați înțeles, văd atunci vă voi da în judecată. A întins piciorul bandat în față. Ce credeți că pentru tentativă de omor cu folosirea unei arme de foc nu se dă o pedeapsă mai mică? A privit cu furie la Nicolae Nicolaevici, care nu i-a răspuns cu nimic, cu excepția unui privit disprețuitor. Maria s-a ridicat de la masă și a aruncat lui Anton, gândește-te. Apoi, fără să aștepte un răspuns, a ieșit din cameră, știind perfect că Anton nu avea nicio opțiune. Cu câteva zile în urmă, datorită lui Nicolae Nikolaevici, i a reușit să ia legătura cu părinții lui Anton și să le spună despre comportamentul fiului lor. Soții au fost șocați de ceea ce au auzit. Aflând despre sarcina fetei, au început să o convingă să se căsătorească cu adevărat. Maria a acceptat, nu voia ca copilul ei să crească fără tată. Părinții lui Anton au promis să se ocupe de propriul lor urmaș. Aflând că Nicolae Nicolaevici a tras în fiul lor, nici măcar nu s-au supărat prea tare, pentru că gestul al lui Anton nu avea nicio justificare. Au trecut patru ani. Maria a născut un băiat sănătos și puternic. Încă înainte de nașterea fiului său, Anton a cedat în cele din urmă și s-a căsătorit cu Maria Semenova. Acum deja cu adevărat, nu a existat niciun eveniment festiv, desigur, iar tinerii s-au căsătorit în liniște, încercând să nu se privească în ochi. Viața a mers mai departe. Maria, împreună cu fiul ei, s-a mutat într-un nou apartament mare și confortabil, pe care părinții lui Anton l-au cumpărat pentru ei. Însuși Anton, așa cum înțelegeți, nu avea de gând să locuiască acolo, iar Maria nu voia deloc să locuiască cu el sub același acoperiș. Pentru o vreme, Anton a fost într-o furie constantă. Deloc nu voia să vadă nici pe acea fată care îl învârtea în jurul degetului, nici cu atât mai mult pe bastardul ei. Iar Maria, fiind deja în statutul de femeie căsătorită și nu având nevoie de nimic datorită sprijinului soacrelor sale, totuși nu a renunțat la slujba ei preferată, supraviețuind tuturor evenimentelor descrise mai sus. Tânăra femeie a devenit doar mai puternică. În sfârșit, i-a pus pe loc pe toți cei care o bârfeau odată. Acum nimeni nu îndrăznea să-i treacă calea. Ieșind din concediu de maternitate după patru luni și lăsându-și fiul mic în grija unei bone, Maria a concediat-o fără intare pe Dina. Ea era sătulă să tolereze ieșirile fostei sale colege. Cu șeful ei, Maria a devenit o persoană foarte apropiată. Ea chiar și-a numit fiul în onoarea lui, Nicolae. Micul băiat, când a mai crescut, a început să-l numească pe bătrân bunic, lucru care l-a făcut pe acesta nespus de fericit. Timpul a trecut, dar Maria nu putea să-și scoată din minte o singură gândire despre Mișa. Ea își amintea în fiecare zi de întâlnirea lor din trecut și regreta că îi refuzase o întâlnire. Și se gândea, poate că am greșit să mă căsătoresc cu Anton, pentru că cu el nu voi putea fi niciodată fericită. Aceste gânduri nu o făceau fericită pe femeie, dar se temea să schimbe ceva. În cele din urmă, el era tatăl copilului ei, iar părinții lui au fost cu adevărat de treabă cu ea. Pentru ea, care a crescut fără rude, legăturile de familie erau mai presus de orice. Anton s-a obișnuit treptat cu noua sa viață. Libertatea sa nu era încă amenințată, cu excepția ștampilelor din pașaport. Dar după câțiva ani de viață haotică, el a realizat brusc că vrea să-și vadă fiul. Maria nu i-a refuzat dorința. Știa că el este tatăl băiatului și copilul nu avea nicio vină. Surprinzător pentru toată lumea, tatăl nepăsător și fiul mic au găsit rapid un limbaj comun. Mami, tatii meu este atât de bun! Exclama încântat Nicolae. Știe să gâfâie ca un porc adevărat. Maria nu știa dacă să râdă sau să plângă la această declarație a fiului ei. Pe măsură ce îmbătrânea, Anton a reevaluat multe lucruri. Într-o seară răcoroasă și plăcută, el s-a hotărât să facă ceva important. Bună, Maria, mai putea întâlni. Ce este? Nu putem discuta la telefon. A întrebat Maria, așezând lucrurile lui Nicolae într-o grămadă ordonată. Nu pot să vin la tine. Bine, a oftat ea. Dar vino doar nu prea târziu. Nicolae este deja în pat la ora nouă. Deschizând ușa la o oră după această conversație, ea a rămas uimită. În spatele unui buchet uriaș nu se vedea nici măcar fața lui Anton. Fără să spună nimic, el a intrat înăuntru și s-a așezat în genunchi și a întins o cutie mică roșie. De ce, Anton? Femeia s-a uitat nedumerită la soțul ei fictiv ești iar la vechiul obicei. Nu, Maria, ce vrei să spui? Au trecut atât de mulți ani. M-am schimbat, nu vezi. Am reflectat mult și în sfârșit am înțeles. Te iubesc cu adevărat. Tot ce vreau este să trăiesc cu tine și cu fiul nostru. El a privit-o în ochi, sperând să vadă acolo lacrimi de bucurie, dar fața Mariei nu exprima nimic. Maria l-a privit calm pe așa zisul ei soț, care stătea din nou în genunchi în fața ei. De data aceasta era atât de jenant, atât de jenant. Nu simțea nimic pentru el în afară de milă. Ești prea târziu, dragul meu, a zâmbit ea în cele din urmă, doar cu buzele. Se pare că acum suntem, în sfârșit, la egalitate. Anton a încercat să-i prindă mâna, dar ea a respins-o brusc. Nu, Anton cu Nicolae poți să te vezi oricând vrei. Iar ce mă privește pe mine? Nu te iubesc mai mult. Cred că nu m-ai iubit niciodată cu adevărat. Mâine voi depune actele de divorț. Cu un pas nepăsător, o tânără frumoasă și sigură pe sine mergea de-a lungul falezei. Ajunsă la banca aceea unde stătuseră cu fetele cu mulți ani în urmă, s-a oprit și a zâmbit s-a apropiat de un chioșc de înghețată, a cumpărat-o pe cea mai mare înghețată și, oftând mulțumită, s-a așezat și a început să privească golful. Acum știa cu siguranță că în inima ei nu a existat niciodată loc pentru Anton. Întotdeauna inima ei mare și iubitoare a aparținut doar a trei ființe vii. În acest imens univers, inima ei aparținea doar fiului ei mic, tatălui ei adoptiv, Nicolae Nicolaevici, și pisicii ei bătrâne și grase dar poate în ea va mai găsi loc și pentru cineva altcineva, cine știe. În depărtare din ceață se contura încet o figură masculină. Se apropia căpătând conturul familiare și în cele din urmă, să-i vin întregime. Maria, salut! Ce bucurie să te văd! Cum ești, ce mai faci? A întrebat el, așezându-se lângă ea. Salut, Nișu, te-am sunat ca să-ți spun că m-am despărțit de soțul meu ieri, a zâmbit Maria. Și dacă inima ta este încă liberă, poate ieșim undeva împreună. Sigur, vom ieși, a răspuns el, zâmbind larg. Peste un an și jumătate, aceeași faleză îi primia din nou pe cei doi, dar acum însoțiți de o cărucior roz și de un bărbat complet cărunt, dar încă foarte vioi și sigur pe sine toată compania se plimba nepăsător de-a lungul golfului, oprindu-se din când în când să admire transportul public și să se joace cu pasagerii. Ajuns la chioșcul de înghețată, au întâlnit un bărbat înalt și chipeș, care a venit cu un băiețel de vreo șapte ani și l a dat în brațe. Familia fericită s-a îndepărtat încet, iar băiețelul, după un timp, s-a întors și a făcut cu mâna bărbatului. Acesta i-a răspuns, zâmbind și făcând cu mâna înapoi. Apoi nu a plecat, ci a rămas în picioare lângă chioșcul de înghețată și i-a privit îndelung pe cei trei.